Merge treaba? Sunt și acolo. Ce? E bine? Ești... E tot în regulă, da? Bine ați venit la un nou material podcast susținut de OMV. În OMV, așa cum știți, cadrul nostru l-a mai schimbat un pic Marius, dar tot acolo suntem. Îl avem invitat, cum scrie și în titlu, pe Norbert. Nu o să spun ce titluri și ce, că nu ăsta e, adică nu ăsta e motivul pentru care te-am invitat, că ai câștigat acum titlul. Vreau să te invit de mult, vreau să discutăm de cursele din România și despre viața ta, de cum ai făcut, cum ai reușit, că poate îi inspiri și pe alții și stau și se gândesc, bă, nu pot, mă, că uite, e greu, trebuie să ai bani, trebuie să ai, nu știu, eu n-am, nu sunt dintr-o familie înstărită, mi-e complicat, știi? Și uite, dacă le spui cum ai făcut tu și oamenii ascultă, înțelegi? Poate o să avem mai mulți piloți super talentați care merg tare, care au ouă, că tu ai ouă, fratele, car cu roaba aici, nebun, îți dai seama. Așa? Și să discutăm un pic de ce mergi tu tare, de ce nu merg alții tare, de ce tu ai reușit să faci performanță, de ce alții n-au reușit, că piloți sunt, au fost mulți, nu știu, din punctul meu de vedere, buni, nu? Adică au fost în România, nu știu, cam la 2 ani mai apărea câte unul super așa titrat, să zicem, știi? Dar performanțele, nu știu, au fost mai slabe sau au fost pe o perioadă scurtă. Tu te ții de ceva timp, de la ce vârstă te-ai apucat de curse? Da, stai să zic și eu bună te ziua rog, tuturor. Te rog, bună ziua, prezintă-te și zi-ne ce vârstă ai, în primul rând. Eu am 25 de ani. Mulți înainte. Noi am început, zic noi, pentru că în mașină este și Francesca, dar da. Noi am început amândoi la 16 ani, e diferență de 2 ani jumătate între mine și Francesca, deci am început la 16 ani, după care când ea a făcut 16 ani, eu aveam 18 ani jumate spre 19, a venit și ea cu mine în mașină, dar am mers la karting. Eu am mers la karting de la vârsta de 7 ani, okay. Acolo încă era zona în care mami și tati ajutau cu bugetele și ne plăteau pentru că nu se putea pune problema de sponsor și de partener, okay, la vârsta aia, da. Dar el a fost boost-ul meu, a fost, să zicem, lansarea în ghilimele, chiar dacă eu nu eram foarte bun la karting, luam bătaie și nu-mi plăcea chestia asta, adică mie îmi plăcea la karting să merg în vacanță de vară și să mă dau singur pe circuit, fără să fie alții, aia era ceea ce îmi plăcea. La curse nu-mi plăcea neapărat pentru că luam bătaie, eram un pic mai grăsuț față de ceilalți, adică aveam, nu știu, 10-15 kg în plus și știi foarte bine ce înseamnă asta la karting. Okay. Păi și nu-mi plăcea chestia asta, nu-mi făcea neapărat plăcere, dar cumva eram împins și de acasă, eram bun. Acasă la Ghimbav, la circuit, pentru că eu sunt din Brașov, eram foarte bun. Știam circuitul, îmi făcea acolo plăcere și lumea mă împingea oarecum și la curs. Dacă mergeam pe la Târgu Secuiesc, pe la AMC, la București, aici, luam bătaie. Și asta să știi că nu sunt mândru de lucrul ăsta, pentru că asta e foarte important de știut. Eu în momentul când... am mers la, când am început cu mașinile, când am mers la slalom paralel și la competițiile astea suport pentru aliuri, atunci a început să-mi placă și atunci am început să-mi doresc. Pentru că atunci am ajuns într-o lume în care nu mai era mami și tati care trebuiau să... Adică aveam totul pregătit, doar trebuia să merg la curse. Acolo am început eu să încerc să găsesc parteneri. Câte 100 de euro de la un prieten, 200 de euro de la un prieten. Asta a început mie să-mi placă, pentru că eram pe și pe barba mea, să zicem. Okay. Și dacă e să mă refer la niște tineri acum care se apucă, asta e un lucru care te ajută. Dacă ai tot timpul în spate părinții care te susțin, tot timpul ți se pare normal, ți se pare că așa ar trebui să fie, este ca și cum ai merge la școală. Știi, mergi și la karting sau mergi și la curse, ok, merg, că îmi place un pic, dar în momentul când ajungi și te bați de lumea reală, de ce se întâmplă și cum ar trebui să faci să ajungi acolo, mie atunci a început să-mi placă și atunci am început să zic, bă, dar eu de fapt chiar vreau, știi, pentru că îți dai seama că a fost și ideea, bă, stai acasă că n-ai bani. Păi da, nu vreau să stau acasă. Corect. Vreau să merg. Păi și cum facem? Păi hai să vedem cum facem să ne descurcăm, să găsim, okay, să avem ocazia să mergem la câteva curse și asta s-a întâmplat. Am mers la câteva curse, am început din nou să fim buni, pentru că la karting nu eram neapărat buni. Am câștigat acolo niște etape la slalom și a fost
Prima etapă în campionatul național de raliuri, nu o să uit niciodată, tata, cum a mers și el la curse, era prieten cu George Grigorescu, care George Grigorescu e campion național, știe toată lumea, este un icon, să zic, în lumea raliurilor din România. Și la o sesiune de teste în care tata era pe acolo și m-a luat și pe mine, George a zis la un moment dat că cum facem să-l debutăm pe ăsta micu. Îți dai seama că pentru mine să zică Grigorescu chestia asta la vremea aia, eu îl știam pe Grigorescu, dar îl știam nu ca și prieten de-al lui tata, îl știam pentru ce a făcut și cine era în acel moment. Și ăla a fost șeful momentul... Șeful la tracțiune față. Exact, șeful la, la două roți motrice. Okay. Și în momentul ăla am zis, hai să vedem cum facem. A fost ideea în care voi cât puteți să puneți. Ne-am gândit noi cât putem să punem, cât am mai strâns și cât am zis noi, atât a fost și așa am debutat în campionatul național de raliuri și eu sunt super recunoscător pentru chestia asta, pentru că poate că dacă discuția aia n-avea loc și nu-i venea ideea lui, hai mă să-l debutăm pe ăsta micu, cine știe unde eram acum. Okay. Și atunci a fost raliul Deltei, Tulcea, pentru mine a fost unul dintre cele mai frumoase raliuri organizate în România, care nu se mai ține acum. Pe prima probă am mers, nu știu, am mers destul de bine, am început tare, eram super pompat, am început tare, am făcut, nu știu, la Cupa Dacia locul 3 sau ceva de genul, îți dai seama, am zis gata, eu sunt ăla care rupe tot. Okay. Și evident că în a doua probă am intrat într-un copac și acolo s-a terminat, deci tot am mers un pic. Ok. Astea au fost începuturile mele. După aia am continuat tot la Cupa Dacia. Între timp găsisem și un partener care ne ajuta să continuăm în acel moment. Un partener care și acolo mi-a schimbat, să zicem, direcția în viață, pentru că a avut încredere în noi. Probabil că i-a plăcut și de mine la momentul de față. Asta e chimie. Da, a fost o întâlnire absolut întâmplătoare. M-am întâlnit cu acea persoană la cabană la noi, el era prin zonă, la munte, la Comandău, că și tu știi foarte bine, da. Locul ăla, și așa m-am întâlnit cu omul, am văzut eu că are o mașină așa drăguță, mai așa, am zis, hai să vedem ce face, ce faci? Ce te ocupi? Și uite că noi mergem la curse, că vrem să începem să mergem în campionatul național, deja am făcut o etapă, n-a ieșit așa bine, dar avem perspective bune. Okay. Și uite așa am continuat și anul ăla a fost 2015, dacă nu mă înșel, 2015 sau 2016. Okay. Anul ăla am făcut toate etapele rămase din campionatul național, am făcut 6 etape și am odată am intrat în copac la prima etapă și la Cluj m-am răsturnat. În rest, celelalte etape am fost pe podium. Cum erau accidentele astea? Că mi-ai zis și acolo la Cupa Dacia, ai mers bine prima zi, ceea ce te-a ridicat, așa cum ai zis, gata mă, eu sunt cel mai tare, rup tot. Și pe aia copacul, cum te pune cu picioarele pe pământ copacul? Asta e ideea, adică cât de tare te demoralizează și cât de mult îți ia din avânt? Te demoralizează în momentele alea pentru că te simți prost în primul rând, pentru că oamenii te-au ajutat, tu n-ai pus prea multe finanțe acolo, au fost niște oameni care te-au ajutat, ți-au dat niște bani și tu practic ești dezamăgit. Cel puțin așa simțeam eu în momentul de față. Okay. Pentru mine momentul ăla a fost gata. S-a terminat, am intrat în copac, am abandonat. Era un lucru foarte rău în momentul ăla. Nu sunt bun, nu sunt... Da, da, știi cum merit. E? În situații de genul, treci peste momentul ăla și găsești momente mult mai grele. Și atunci te gândești, bă, ăla chiar a fost o joacă de copii, știi? Pentru că crești ca și vârstă, ca și sportiv și stai seama că se întâmplă să ai mult mai nasoale de atât. Uh-huh. Și... cumva te gândești cu drag după aia peste momentele alea și îți amintești cu plăcere. Pentru că după aia am avut un rezultat bun, cred că am câștigat o etapă în momentul ăla la Bacău. Am fost locul 1 la Cupa Dacia și atunci iar a fost un up, după care următoarea etapă ne-am răsturnat la Cluj. Și uite așa, dar să știi că eu cred, acum pentru cine ne ascultă, eu cred că nu e un lucru neapărat rău să faci chestia asta. Atunci părea rău, pentru că părea un copil cu un pic de viteză, cu un pic de talent, dar nu prea îl duce mintea. Poate și pretențiile erau greșite, știi, că totuși erai un copil. Da, dar lucrurile astea m-au ajutat să evoluez și viteza pe care o am acum se datorează și acelui început care
pe alocuri se vedea foarte bine, adică se vedea viteza, se vedea performanța, numai că, evident, la 16 ani, aveam 16 ani atunci, făceam și greșeli. Și eu n-aveam permis de conducere și acum, în 2023 și la anul, în perioada în care trăim noi acum, se poate să încep de la 16 ani în campionatul național de raliuri. Singurul dezavantaj pe care îl ai este că la recunoaștere, când mergi să faci traseu, n-ai voie să mergi la volan. Și tu, practic, îți dai niște notițe din dreapta și nu simți nimic. Nu simți drumul, nu simți virajele, nu simți nimic. Și asta înseamnă că ai un dezavantaj și e foarte posibil să greșești. Pentru că eu toate accidentele pe care le-am avut de la 16 la 18 ani au fost pentru că mi-am scris greșit dictarea. Mi-am scris, nu știu, în loc de 3 am scris 4 sau am omis niște lucruri. Și de-aia am făcut greșelile astea. Ca să înțeleagă oamenii, dictarea și aceste 3 și 4 nu sunt treptele de viteză cu care mașina trebuie să intre în viraj. Mulțumesc frumos pentru acest... Chiar dacă, știi de ce? Trebuie să înțeleagă oamenii. Da, este percepția asta pentru că câteodată pușcă. Câteodată se nimerește. Da, câteodată se nimerește, dar nu. Practic sunt unghiurile virajelor. Ca un fel de matematică. Da. Și atunci dacă tu ți-ai dat unul greșit și ai luat mai mult de volan și la vitezele alea se pot întâmpla lucruri și inclusiv cu Sandero. Că deja al doilea an, primul an am fost cu Logan și al doilea an am fost cu Sandero. Și cu Sandero am aceeași poveste. Una bună, una rea, una bună, una rea. Putem să discutăm puțin de Dacia, pentru că iarăși e o chestie implementată greșit la noi în România, că nu avem experiență și e normal. E normal să fie așa, nu trebuie să ne supărăm. Adică, păi ce e implementat greșit? E implementat greșit că atunci când te duci la un raliu sau viteză în coastă sau orice manifestare de-astea cu mașini de motorsport, de curse să zicem, unde oamenii merg tare și te uiți de afară, ți se pare că poți și tu la fel. Pentru că niciodată senzația de afară nu e ca aia din mașină. Și atunci oamenii zic, ce facem ăsta nimic? După care mai vine discuția, ce mă Dacia? Ce mă, ce dai cu Dacia, mă, săracule, amărâtule, înțelegi? Ia-ți, mă, știu, un BMW, ia-ți ceva, dai cu un urs, ceva, știi ce zic? Ia-ți o pisică, fă ceva, te dai cu Dacia, ce dai cu, că e moartă? Și aș vrea să le explici oamenilor cât de tare merge Dacia. Și cât de greu este să mergi de toți ca ea, că nu e așa de simplu, că oamenii, iarăși, în discuțiile astea de benzinărie, de scara blocului, de cafenea, de unde se întâlnesc ei pasionații și vorbesc despre mașini, că despre mașini, știi foarte bine că se pricep toți bărbații la mașini. Da, 100 de cai. Ce să faci, mă, cu aia de 100? Explică-le tu, că poate pe tine te ascultă mai bine, cât de tare merge mașina, cât de greu, cum ai trecut, poate, nu știu, poate au venit și la tine oamenii și ți-au zis, mă, te dai cu Dacia, ce dracu, știi? Spune-le tu un pic de cum e treaba și cât de tare merge mașina și cât de greu e. Da, într-adevăr, am avut de multe ori experiența asta neplăcută, dar am avut și ocazia ca unii dintre acești oameni să vină cu mine în mașină cu Dacia. Ceea ce a schimbat foarte mult lucrurile, pentru că, într-adevăr, este perceput și acum, când vorbim de Dacia, Sandero, Logan, da, Suzuki, 09 sau ceva. 09, ce mută, da. 100 de cai, da. Când e vreme bună, uh-huh. Și atât. Dar te ajută foarte mult și sunt mai multe lucruri care te ajută. În primul rând, în România sunt două cupe monomarcă, la nivelul ăsta, după care sunt mai multe, dar okay. La nivelul ăsta de bază, da. Este Dacia și Suzuki. Asta înseamnă că tu ai posibilitatea să te bați de la egal la egal cu alții pe aceeași mașină și în aceleași condiții. Sunt și câteva premii acolo, te ajută, ca și debutant, te ajută foarte mult lucrul ăsta. Asta este primul avantaj. Al doilea avantaj cu o mașină slabă este că te învață să cari viteză. Asta e cel mai important lucru. Pentru că tu, de exemplu, dacă ai începe cu o mașină de 200-300 de cai, nu face nimic decât să te sperie. Pentru că tu, din momentul în care mergi pe linie dreaptă, pentru că pe viraje nu ești în stare să mergi cu 300 de cai, dar mergi tare pe linie dreaptă și pe aia vin niște viraje unde tu mergi cel puțin la fel sau mai încet decât cu Sandero sau cu Logan. Ceea ce nu te ajută cu absolut nimica, pentru că trebuie să știm, și pănuiesc că și tu zici de foarte multe ori, mersul pe stradă și motorsportul sunt niște lucruri diametral opuse, adică nu au nicio legătură. Cum mergi la curse într-un mediu organizat, cu frânele pe care le ai, cu amortizoarele pe care le ai, cu tot ce înseamnă motorsport, nu se compară cu nimic. Pentru că, uite, și noi facem cursuri de conducere defensivă și începem cu cel mai basic lucru, întrebăm lumea dacă știe să frâneze.
toată lumea știe da. Să frâneze. Absolut toată lumea. Zice, ce, da. Ești nebun? Cal nu știu, pe frână, cum da. Să nu știu. Cal pe frână și gata. Dar cum? Mai mult de 80-90% din oameni nu știu să frâneze. Da. Pentru că, evident, în trafic nu ai ocaziile astea. Și să zicem că frâna, cu adevărată frânarea de urgență, merge un pic către motorsport. Că și în motorsport frânezi tare tot timpul. Dar asta e un lucru de bază pe care oamenii nu-l cunosc. Deci de asta zic, dacă începem să ne referim la viraje, la traiectorii, la viteza pe care o duci pe viraje, deja e mult prea complicat și e o diferență foarte mare. Deci trebuie să rămânem și să știm foarte bine că sunt două lucruri total diferite și nu e ok. Ce se întâmplă pe stradă și mai ales în România, nu e ok absolut deloc. Pentru că se încearcă să se meargă tare, da, cunoștințele, da, cunoștințele sunt foarte mici, adică nimeni nu știe, sau majoritatea oamenilor care n-au avut o experiență pe circuit. Ok, dacă mergi pe circuit, începi, faci o experiență, un track day, un ceva. Îți dai seama de niște lucruri, oricât de prost ai fi. Îmi pare rău că trebuie să o zic, dar niște lucruri tot se prind de tine, știi? Da, și tot realizezi niște lucruri. Dacă dai un procent, e un procent foarte mic din conducătorii auto care fac chestia asta. Da. Sau nu știu, inclusiv să mergi într-o parcare, acum nu avem voie să zic, să mergi într-o parcare iarna, să da. Te dai cu întâi acolo, să da. Vezi un pic cum reacționează, ce trebuie să faci. Asta e un avantaj foarte mare, dar nu se întâmplă lucrul ăsta. Și ce mai voiam să zic legat de asta, nu mai știu ce voiam să zic. N-are nimic, că ți-aduce aminte și revenim dar la... Dar era o idee bună, da. Revenim la treaba cu Dacia și cu mersul la curse și cu percepțiile oamenilor care se uită. Da, întotdeauna se schimbă radical. Dacă îi pui la volan sau îi pui în dreapta, părerea e la 180 de grade, pentru că, na, plus că știi cum e. Și pe tine, dacă te pun în dreapta, oricât de experimentat ai fi, tu te sperii că n-ai control acolo și te trece la printre copaci cu 130 la oră. Mamă, mamă, nu e, adică chiar nu e confortabil, știi, nu e plăcut. Dar oamenii, probabil cu timpul și cu multe podcasturi și multe experiențe și multe evenimente de circuit și poate firma unde lucrează ei face un curs de ăsta de defensiv și înțeleg ce înseamnă frânarea de urgență și înțeleg ce înseamnă să frânezi de la 60 de km la oră în cât timp te oprești și poate înțeleg și câți metri face mașina din momentul în care tu vezi, conștientizezi, dai informația la picior, piciorul calcă pe frână, aia sunt niște metri, știi? Adică e șocant, eu văd la mine. Merg pe străduțe de astea cu 30 la oră, m-am îmbătrânit, m-am boșorogit, nu vrei să știi, de la haosul total m-am transformat la 180 de grade. Fac cursuri, le explic oamenilor să nu facă, să nu dea. Deci e clar că bătrânețea spune cuvântul, dar mă uit și merg cu 30 de km la oră, că se spune că limita asta este setată așa, pentru că la 30 de km la oră, dacă lovești un om, nu-l omori. Șansele să-l omori sunt foarte mici. Ok, rup bazin, nu știu, picioare și așa mai departe, dar nu-l omori. Și merg și văd că pune cineva piciorul pe trecerea de pietoni sau vrea să traverseze strada și văd că mă opresc greu. Înțelegi? Adică mi se pare mie că mă opresc greu. Bă, frate, pune piciorul la mai repede și oprește-te, știi? Dar atâta durează și pot să le mai dau un test oamenilor să-și facă, să iau o brichetă că toată lumea are în casă sau un chibrit și să-și dea foc puțin în talpă, să vadă cam cât timp ajunge informația la creier, știi? Cât stă flacăra acolo pe picior până simți că te arzi, știi? Și atunci putem să conștientizăm chestiile astea mai devreme, la o vârstă mai fragedă, să zicem, pentru că eu când eram, nu erau oamenii să-mi zică. Erau și pe vremea mea, Marișca, Porcișteanu și așa mai departe, dar nu aveam acces. Cum e acum. Și nu știu cât îi crezi când ești mai mic. Poate că nu-i crezi, da. Pentru du-te, bă, vine la să-mi zică mie că ET-ul greșit la jante și nu știu ce. Du-te, bă, că eu am pe spate, pe față, știi? Deci era Gică Contra, că e vârsta care rup norii, faci dregi, e cel mai bun, le arăți tu lor. Da, de asta zic că nu cred că tu ai zis că bătrânețea își pune cuvântul, dar nu cred asta. Eu cred că mai multă experiența pe care ai dobândit-o. Poate să fie și experiența, da, pentru că văzând lucruri, știi? Poate să fie și. Exact. Și la mine s-au schimbat multe lucruri de la 16 ani până acum, pentru că și inclusiv în trafic, dar toate astea au venit din cauza sau datorită motorsportului, pentru că, evident, făcând asta de 8 ani de zile,
am avut și destul de multe accidente. Ai văzut ce înseamnă șocul ăla, accident? Am văzut ce înseamnă chestia asta și ce e cel mai dureros și cel mai șocant lucru este că toată lumea își imaginează că noi mergem cu 150-200 la oră și la 150-200 la oră faci accident. Dar nu faci accident, pentru că dacă faci la viteza aia, Doamne, nu ai nicio șansă. Doamne ferește. În momentul impactului. Evident că majoritatea accidentelor, pentru că mașina se mai înfrânează până când te răstorni, până când, adică toate accidentele le faci la 50-60 la oră. Și la 50-60 la oră să te răstorni sau să te lovești de ceva, e foarte tare, se simte foarte tare. Nu șocul vrei să, este fantastic. Dar nu vrei să experimentezi asta în mașina de stradă. Eu cel puțin nu sunt curios să încerc chestia asta. I-aș pune, eu aș da o lege, ajung eu dictator, aș da o lege și aș spune ca să poți să iei permisul, deci ai luat permisul, ai obținut, ai luat examenul și așa mai departe, dar aici la poliție, aici la poliție când vii să-ți iei permisul, am scaunul ăla. Scaunul ăla, știi? Cu 20 la oră. Te pun în scaunul ăla, pune-ți centura, pune-te în scaunul ăla, dă-te o dată și după aia vii și ți-ai permis. Altfel nu-l iei. Înțelegi? Cred că s-ar schimba mult treaba. Da. Pentru că oamenii nu conștientizează, știi? Oamenii nu-și pun centura. Oamenii nu-și pun centura, mă. Deci, ce să mai zic? Cum pot eu să am o discuție cu un om când el are păcălici la centură? Sau, adică, știi? Păi da, pe omul ăla ia-l și întreabă-l dacă vrea să, pe simulatorul ăla de impact, să încerce fără centură. Fără centură, da, după aia. Să vedem dacă adică, vrea. Da. Deci, mi se pare, adică, mamă, nu știu, e așa șocant că oamenii efectiv nu conștientizează, se urcă la volan, nu conștientizează ce responsabilitate au, ce se poate întâmpla, cum îți poți schimba viața ție și familiei tale într-o fracțiune de secundă. Este foarte dificil și foarte complicat, dar totuși conducem că e așa. Haide mă, ia și tu mașina asta și ai luat permisul. Dă-i drumul pe stradă că așa au învățat toți. Da, exact. Unii n-au scăpat, unii n-au avut noroc, unii n-au avut șansă, știi? Și nici nu se vorbește foarte mult, pentru că uite, de exemplu, nouă ni se pare tare sau interesant că a căzut un avion acum câteva luni cu 200 de oameni și s-a terminat. Da. Despre asta s-a vorbit foarte mult. Dar în România 200 de oameni mai e un fenomen în România când mor oameni. Se întâmplă să moară oamenii, da? Iar în general oamenii ăștia care mor sunt piloți, să zicem, da? Piloți de curse care au testat o mașină fără să poarte cască. Da? Și n-au purtat centurile, au testat mașina, s-au răsturnat cu ea pe câmp, au dat cu capul de roll cage și au murit acolo în mașină. Eu, dacă omul ăla nu e dat exemplu, din punctul meu de vedere, mi se pare că a murit efectiv degeaba. Pentru că familia lui nu vrea să vorbească despre asta. Că li se pare că omul a făcut o greșeală și că nu trebuie să menționăm chestia asta, că ne luăm de el. Mi se pare greșit. Pentru că omul ăla trebuie dat exemplu. Uite mă frate, ăla era... Dita mai pilotul. Odată a zis că nu merge, că și eu și tu și oricine, adică să nu înțeleagă cineva că noi suntem perfecți și că noi ne punem centura de fiecare dată și că de fiecare mă urc în mașină, reglez și poziția scaunului și mâinile pe volan. Băi, se întâmplă să, băi, mută mașina aia sau du-te până acolo sau, bă, dă mașina că fac aici, uite, ies cu ea și intru înapoi. Atunci nu-ți mai pui centura, că pe un metru. E, atunci se întâmplă, din păcate, că așa e viața și așa e făcutul, știi? Atunci se întâmplă și lumea nu vorbește despre chestia asta și mă deranjează. Eu dacă vorbesc, îmi sar ceilalți în cap. Domne, a murit omul și tu vorbești de el, domne, uite, de rău. Nu vorbesc de rău. Îl dau exemplu ca oamenii să vadă că i s-a întâmplat unuia care este super pregătit, deci îți dai seama cât de mult ți se poate întâmpla ție. Și uite bă frate, că și el a pățit, încercați să uit, să purtați centura de adică eu am fost la evenimente unde erau piloți, cei mai tari piloți din România, veneau să dădeau cu mașina de curse demonstrativ, nu purtau cască, nu purtau centuri. Băi, eu înțeleg că e aici în parcare și că ce faci tu, faci la 30% din capacitatea ta. Da, adică, oamenii se uită la tine. Da, oamenii se uită la tine, ești un exemplu, unul la mână, doi la mână. Nu există chestia asta, adică știi clar tu, ca și profesionist, tu știi clar că te pui în pericol în momentul în care te-ai urcat într-o mașină care are roll cage și tu nu-ți pui centura. Adică nu mai zic de Hans, nu mai zic de fel și fel de lucruri, da? Cum să evoluăm dacă tu care ești mare și tare și așa nu o porți? Adică, știi, trebuie cumva să trecem peste toate frustrările astea pe care le avem și le vărsăm în mediul online, că știi foarte bine că în mediul online pe tastatură toată lumea e tare, face, trece... Îți dă 3-4 secunde ție, probabil, adică nu e o problemă, da? Și ar trebui să folosim exemplele astea, știi? Uite, la off-road, de exemplu, mi-a murit un prieten,
era campion pentru că a trecut prin apă și pentru că s-a oprit motorul în apă și a sărit din mașină și l-a luat apa și copilotul a ieșit afară că uite, așa a avut el șansă și noroc și el nu a mai ieșit afară. Nu vorbește nimeni despre asta. Nu-l dă nimeni exemplu de genul ăsta. La off-road n-ai voie să treci prin apă. La off-road n-ai voie să treci prin râu. Nu există, nu te autorizează. De ce a trecut prin râu? Nu se întâmplă nimic, nu se iau măsuri, tot timpul mortul e de vină, cum ar veni, știi? Și, repet, mă deranjează că nu se vorbește despre asta, pentru că eu simt că generațiile voastre de puști care vin din spate sunt mai ascultătoare, sunt mai curioase. Ascultă podcasturi în care, nu știu, nu vorbim de femei și de mașini modificate de 1500 de cai și ieșim acum Norbert noi cu un aerop biturbo underground și dăm cu 400 la oră și mamă, nu știu ce. Că lumea asta vrea să vadă în general. Divertisment ăsta super extrem, știi? Dar mie mi se pare că generațiile voastre accesează cursuri, se uită la podcasturi. Înțeleg. Adică mi se pare că sunteți mai deschiși către învățat față de cum eram noi. Poate noi nici n-aveam atâția oameni care să facă cursuri, care să-ți explice, care să-ți arate, știi? Dar mi se pare că voi din spate veniți cu chestia asta și ar trebui mai mult mediatizat, știi? Mai... Da, pentru că încercăm și noi și ceilalți care fac, să zicem, mă refer la cursurile de conștiință defensivă, încercăm și sper eu să ajungem la momentul ăla în care să fie cool să faci chestia asta, pentru că asta trebuie să se întâmple, să fie o chestie ce o face vecinul, ce o face prietenul cel mai bun și mai departe, să meargă mai departe lucrurile astea, pentru că feedback-urile, tu știi foarte bine că ai fost și tu, feedback-urile sunt foarte bune de la oameni și inclusiv oameni vin la noi cu milioane de kilometri, pentru că, din păcate... Și o să supere mulți pe mine că o să zic chestia asta, din păcate statisticile spun că ei fac cele mai mari accidente care evident rezultă decese. Oamenii cu experiență, pentru că oamenii tineri, ok, sunt și ei care fac accidente, dar nu merg așa tare, n-au atât de multă încredere în ei și ei încă mai au o scăpare, dar oamenii cu milioane de kilometri, sigur se gândesc, bă, eu... Ce să mă mai duc eu la cursuri sau să încerc să mai învăț, pentru că am făcut deja, știu, nu mi s-a întâmplat niciodată și asta este un lucru care se întâmplă și este foarte greșit. Asta că nu mi s-a întâmplat niciodată și nici nu ai oameni apropiați cărora li s-a întâmplat, pentru că asta doare cel mai tare. Dacă cumva vezi la știrile de la ora 5 că s-a întâmplat, e acolo, e în alt județ, e altul, nu prea mă atinge. E, în schimb, dacă ți se întâmplă în apropierea ta, atunci lucrurile se schimbă. Dar din păcate... E urât, e cinic să zici că se ajunge la lucrul ăsta, pentru că fiecare dintre noi nu suntem pregătiți când plecăm de acasă, nu suntem pregătiți, bă, mă urc în mașină și astăzi e gata. S-ar putea să am un accident grav, stai așa să văd, am trusă medicală, am stingător, am nu știu ce. Nu suntem pregătiți, dar din păcate în România, zi de zi se întâmplă asta. Da. Zi de zi, sunt 6, 7, 5, depinde, dar asta este media. Și asta e trist. Campioni de la moartea pe stradă, suntem șefi, din păcate. N-avem nici drumuri, n-avem multe, n-avem nici cultură, dar na, măcar aici, la capitolul cultură, putem să mai Da, dar asta cu drumurile, ajutăm, să știi, știi că noi avem un exemplu foarte bun. Asta cu drumurile nu e valabilă, cel puțin eu nu sunt de acord cu asta, pentru că ar trebui să te adaptezi, nu? Adică dacă așa vezi ce ai în față, nu mergi și te sinucizi acolo, nu? De exemplu, cel mai bun alergător din toate timpurile cu recorduri este Usain Bolt, da? El se antrenează, evident, pe tartan tot timpul, sau se antrena, nu știu că s-a retras acum, dar el face recordul ăla, face timpul ăla în niște condiții, în niște condiții perfecte. E, dacă îl pui pe băiatul ăla aici pe câmp, să alerge pe câmp, crezi că face timpul ăla? Nu se adaptează, că e frică să nu jupă o gleznă, să nu jupă... Exact asta se întâmplă și aici. N-avem drumuri și atunci ce facem? Mergem cât putem noi de tare și riscăm sau ne adaptăm și încercăm să evităm niște lucruri, pentru că, până la urmă, e viața noastră în joc. Corect, da, așa este. Ar trebui, așa spune și legea, să adaptezi viteza la condițiile de drum, nu? Exact, da. Până la evitarea oricărui pericol. Deci, așa. Bun, să ne întoarcem la cursele noastre, ca să zic așa. Te-ai dat cu Dacia, nu? Ai zis că ai fost în cupa Dacia, nu? Ai fost cu Sandero? Logan, 2 ani cu Sandero. Okay. Și după, momentul meu preferat, Peugeot 106, cu care... Pocket Rocket. Exact, okay. Cu care am... Eu zic că
ăla a fost un moment important pentru, pentru cariera noastră, pentru că a fost o mașină atipică, a fost o mașină mică, o mașină în care lumea nu-și imagina că poți să faci mare lucru cu ea, o mașină care era un pas foarte mare, adică Sandero și Logano, care aveau 100 de cai, 100 și un pic, am trecut la o mașină cu 140 de cai, cu o cutie cu craboți. Pentru și mai ușoară, oare? Da, și mai ușoară. Avea cu 200-300 de kg mai, uh-huh, mai puțin decât Sandero și cu care am reușit să facem niște rezultate foarte bune. Adică au fost, ok, average-ul, adică n-a fost că am ieșit pe locul 2 la general sau pe 3 tot timpul, dar am avut câteva momente, că nu știu, a plouat, era frig, aderența era proastă, momente de genul în care noi am ieșit cu mașina aia pe podiumul general, cu niște R5-uri, cu niște Mitsubishi, cu niște mașini mult mai tari ca și noi. Și pe noi ne ajută foarte mult asta, ca și notorietate în lumea motorsportului, ca și fani, pentru că oamenii acolo au început să aprecieze niște lucruri, să aprecieze că suntem rapizi, să prindă drag de noi, pentru că eram ăia mici, care butulugă mică, care răsturna carul mare. Da, deci ăla a fost un moment, la vremea aia nu m-am prins, eu cumva voiam mai mult, evident, eram într-un Peugeot 106, simțeam că pot mai mult, dar a fost un moment extrem, extrem de bun pentru, pentru noi și acum revenim la ce mi-ai spus tu legat de mașini puternice, de... dacă te uiți din prima într-o mașină puternică, e normal să mergi bine, nu? Ești da, ca și media. Să zicem, da. Ok, e normal după un timp, da, dar nu e normal la început. În schimb, noi am fost tot timpul cu mașini mici și asta ne-a ajutat. Și eu cred că o să ne ajute asta în parcursul nostru, pentru că dacă noi mergeam cu Sandero, Logan, aveam deja suficientă experiență, 2 sezoane, 3 sezoane în Cupa Dacia și după aia plecam, nu știu, să zicem că aveam toți banii din lume și mergeam cu un R5. Parcă intram așa într-o monotonie, așa era toată lumea, da, eram acolo, era locul 1, locul 2, da, locul 3, pe podium tot timpul. Așa, eu zic că a fost bine, am făcut 100, cu 106-le, am trecut, am și avut și cu 106-le, am avut un accident. După care am trecut cu Peugeot 208 R2, era tot o mașină mică, de deja era vorba de cutie secvențială, o mașină făcută direct de curse, a fost prima mașină adevărată de curse pentru noi, pentru că toate celelalte erau mașini de stradă, modificate, transformate în mașini de curse. Cu ăla am obținut cel mai bun rezultat în campionatul național, am făcut locul 3 în al doilea an, cred, în clasamentul general, deci următorul an am mers cu numărul 3 pe mașină, e numărul meu norocos și a fost ceva senzațional, știi? Adică okay. Simone numărul 1, nu mai știu cine era, cred 2? Că Giri numărul 2 și noi eram numărul 3 cu două rosmotrici, adică a fost, ne-am simțit super bine. Dai seama Grigorescu. Exact, dar George acum e, și acum e mândru de noi, pentru că cum să știe nu și el că e parte din proiectul ăsta. Și noi cu 208 am început să mergem în campionatul Ungariei de raliuri. Și aia a fost o decizie bună și acum iar fac paranteze, că tu îmi ziceai la început că au fost mulți piloți buni, talentați, care au demonstrat un pic și după aia au dispărut. Eu cred că e foarte important, pe lângă talent, pe lângă susținere financiară, poți să le iei pe toate. Ok. Dar eu zic că cel mai important lucru este ce alegeri faci și în momentele oportune să faci niște alegeri corecte. Asta eu cred că definește prin a merge mai departe și a avea succes versus de a renunța sau din diverse motive să nu mai ai posibilitatea să participi. Și noi, ajutați de niște oameni foarte buni în lumea asta, că vorbim de Bogdan Marișca, Simone Tempestini, Marco Tempestini, care au fost tot timpul și ne-au ghidat pe niște căi corecte. Și evident, tata, care și el a făcut asta și a știut cu ce se mănâncă. Participarea în campionatul Ungariei a fost una dintre deciziile alea foarte bune. Pentru că noi deja începusem să ne obișnuim cu campionatul național. Știi foarte bine că în campionatul național sunt cam aceleași etape, aceleași probe, te complaci. Cum este și la alte sporturi cu motor în România. Nu mai progresezi, probabil. Pentru că ai Târgu Mureș, Adâncata și da, cam atât. Te dai la tine în curte. Okay. Și momentul ăla a fost important pentru că noi acolo am început să prindem experiență la raliuri noi. Pentru că, ok, era campionatul Ungariei, dar pentru noi erau raliuri internaționale. Pentru că nu știam da, nimic pe acolo. N-ai fost niciodată, nu te-ai dat niciodată acolo, suprafața, nu știi exact cum e. Na. Și ăla a fost un moment bun în care noi să creștem, să știm să ne facem mai bine dictarea, să știm să gestionăm anumite situații pe care noi nu le întâlneam în campionatul național. Și
din momentul în care am făcut campionatul Ungariei, am făcut acolo și câteva rezultate mai bune, am bătut câțiva localnici de pe acolo, era unul care se numește Ciomoș, acum se dă cu R5 în campionatul european, cu el ne băteam, el era acolo viitorul Norbertul lor. Exact, era Norbertul lor, care și acum este Norbertul lor, numai că face multe accidente, dar acolo a fost, ba ne bătea el, ba mai mult ne bătea el decât îl băteam noi, dar l-am bătut și noi la câteva etape și asta ne-a ajutat și din punct de vedere al experienței și din punct de vedere al notorietății în Ungaria, pentru că Ungaria este o țară care are o tradiție mult mai mare în motorsport ca și noi. Da, cred că toți are pentru că acolo și fani, foarte mulți fani pasionați și foarte mulți oameni cu potență financiară care sunt pasionați și asta înseamnă că sunt mai multe echipe de service care au mașini și le închiriază. Pe noi lucrul ăsta ne-a ajutat foarte mult pentru că, pentru cine nu știe, noi în campionatul european ne-am dat, dacă nu greșesc, aproape tot timpul cu echipă maghiară. Okay. Și asta înseamnă că de ce am făcut asta? Că nu neapărat că ne place nouă să mergem acolo, ci pentru că oamenii au văzut potențial în noi și au venit cu oferte mai bune, cu un pic de susținere și asta din punct de vedere financiar a contat, pentru că inclusiv anul ăsta, noi anul ăsta suntem cu a treia echipă cu care am mers în Ungaria, este o echipă nouă, tot așa, care a vrut să se afirme, a vrut să facă performanță, a contat foarte mult că pentru ei noi am fost pilotul prioritar, ceea ce e super important în motorsport și evident, dacă te gândești la Formula 1, la orice... Exact, acolo mă duceam. Exact. E super important să primești atenție, pentru că dacă ești numărul 2, numărul 3, pilot de rezervă și așa mai departe, îți dai seama că numărul 1 are cele mai multe șanse. Corect. Și așa a fost anul ăsta pentru noi. Am fost numărul 1 în echipa asta, toată lumea a tras pentru titlul ăsta, am avut și șansa să facem primele raliuri bune, adică ca să o luăm de la început, noi la începutul anului ăsta, nu știam ce facem anul ăsta, pentru că știam ce buget avem nevoie, știi foarte bine, eu mă simt câteodată norocos, câteodată nu mă simt norocos deloc, pentru că tot timpul ziceam, bă, fix acum când eu sunt în apogeul carierei, vine COVID, vine război, tot corect. A fost da. Și evident, cu parteneriate, cu oamenii care nu știu exact ce se întâmplă, deci au fost 2-3 ani foarte grei pentru noi, asta a fost și la începutul anului ăsta, ne-am agitat foarte mult, am venit tot timpul la întâlniri să încercăm să le propunem oamenilor ce vrem să facem, că avem experiență în campionatul european, că anul ăsta, degeaba le spui oamenilor, pentru că acum da, am demonstrat, dar probabil că sunt încă 15 care le spun lucrul ăsta și că vor să facă. Fiecare încearcă să se vândă cât mai bine. Exact. Și noi la începutul anului n-am avut bugetul ca să facem toate etapele, dar am zis, împins foarte mult și de oamenii de lângă noi și asta a fost un lucru foarte bun, pentru că eu, este și un dezavantaj că am prins experiență. Sunt multe avantaje, dar și multe dezavantaje. Am început să nu mai cred așa în toate lucrurile astea. Nu mai e tot ce zboară, Simon. Exact, să zic, hai să mergi la prima etapă, ok, mergi la prima etapă și ce? Ce se întâmplă? Să zicem, iei un podium, ce se întâmplă? Păi nu se întâmplă nimic, că nu e ca și cum se alimentează contul instant după ce ai făcut podium. Dar de data asta a fost bine că i-am crezut pe alții și nu m-am crezut pe mine și am mers la prima etapă unde am făcut locul 2. Asta a fost un rezultat bun, având în vedere că nici nu ne pregătisem foarte mult. A fost așa, hai să mergem să vedem ce se întâmplă. Cumva am făcut și a doua etapă unde tot așa a fost podium, am venit locul 3. Unde au fost astea? Prima etapă a fost în Polonia, okay. A doua etapă a fost în Letonia. Te mai dăduse în Polonia și în Letonia până acum? Mă mai dădusem, da, și în Polonia și în Letonia. Okay. În ambele etape n-am avut experiențe foarte bune. Chiar anul trecut în Polonia mi-a plecat o roată la un moment dat pe o linie dreaptă la 170 la oră, n-a fost drăguț deloc. Am avut noroc că a fost câmp acolo și am ieșit pe câmp. Și în Letonia, nu mai știu, dar nu eram foarte fan etapele astea, poate că și de aia nici n-am vrut neapărat. Ok, pentru nu că începea, cu inima deschisă, da, ca să începea zicem. Campionatul cu două etape atipice, foarte de viteză. Noi în România, pe Macadam, sunt două etape pe Macadam, n-am avut etape așa de viteză, era cumva diferit și departe de mine. Dar asta cumva a ajutat la nivel de mentalitate, pentru că am zis, bă, dacă noi la etapele astea care mie nu-mi plac, am reușit să venim locul 2, respectiv locul 3. Alea hai care că vine plac, Roma, Cehia și Ungaria și pe
felia noastră, da. Și asta, de asta am fost ghidați. A treia etapă a fost în Suedia. Pentru cine nu știe, noi în Suedia, ca să putem să... Ok, noi am avut partenerii noștri care ne-au ajutat și ne-au susținut, dar tot ne lipsea o parte destul de importantă din buget și am făcut tot așa, împins de lume, pentru că eu sunt un tip destul de, nu știu, rușinos, poate, timid, sau... timid, în sensul în care mi-e foarte greu să cer bani de la lume. Da, știu ce zici. Acum adem și 100 de lei, că n-am. Da, mi-e foarte greu să fac chestia asta, pentru că mă gândesc, bă, omul ăla cu 100 de lei merge la film sau merge în oraș cu familia lui, face alte lucruri. Nu, eu nu credeam. Să mai gândești, trebuie să te gândești la ce ai tu nevoie și trebuie să te gândești că cei care îți dau cu drag și nu își iau banii de film. Exact. Știi, asta s-a și întâmplat, de fapt, pentru că noi am lăsat o campanie de crowdfunding, care noi am strâns undeva un pic peste 10.000 de euro de la oameni și a fost un lucru la care eu clar nu m-am așteptat, pentru că ține, oricum, ideea noastră a fost la începutul anului, eu tot am zis nu, că nu vreau să fac chestia asta, după care am ajuns în punctul în care venea Suedia și n-aveai bani, aveam ce să fac. Să faci ceva. Și am zis hai, adică totul era în stand-by, totul era făcut, site-ul era făcut deja de mult timp, cu mult timp înainte, dar eu am fost ăla care a zis nu facem chestia asta. Și am dat drumul la lucrul ăsta pentru că am zis, bă, ce se poate întâmpla? Adică maxim cine nu vrea, nu ne dă. Da, și o să zică unii, bă, nu știu, o să zică unii despre tine că uite-l, Pola cerșește bani, dar oricum părerea lor nu te interesa pe tine. Da, plus că eu mă așteptam la oamenii foarte apropiați să ne ajute. Okay. Nu atât de mulți oameni. Mă așteptam la oamenii care ne cunosc, prieteni, cunoștințe, care știu ce înseamnă pentru noi participarea aia și o să adune probabil 2.000-3.000 de euro, ceva de genul. Asta a fost așteptarea mea. Doar că așteptarea mea a fost întrecută pentru că s-au strâns în jur de 120 de oameni care au dat fiecare cât au putut. Și atunci mi-am dat seama exact ce mi-ai spus tu, că oamenii nu au dat din banii lor de film. Au dat pentru că și-au dorit. Au dat pentru că... Și că au avut posibilitatea financiară, că altfel nu-ți dădeau, adică îți dai seama că... Na. Da, și le-a plăcut ideea să fie parte din povestea asta. Eu nu m-am gândit la chestia asta. Mm-hmm. Pentru că, nu știu, așa eu construit, nu știu... Da, așa în felul lui. A fost ideea și ăla a fost un moment foarte important anul ăsta pentru că el era jumatea campionatului. La etapa aia noi am făcut locul 3, dar am făcut locul 3 după 2 suedezi care nu veneau la restul etapelor, adică 2 suedezi de acolo care ne-au bătut, dar la adevăr să zicem, cu ceilalți, zicem. Da, cu ceilalți care făceau tot campionatul, noi am câștigat etapa aia. Okay. Și ăla a fost momentul în care am zis, nu ne mai punem întrebarea dacă mergem, ci ne punem întrebarea cum facem să mergem la etapele următoare, pentru că etapele următoare erau pe asfalt, erau etape pe care noi le știam bine, adică am fost și la Roma, am fost și în Cehia și am fost de multe ori și în Ungaria și acolo ne-am dat seama de șansele noastre, adică acolo am început și eu să conștientizez, pentru că nu sunt genul ăla care zice de la început, bă, noi mergem și câștigăm, pentru că mi-am dat seama că, și nu neapărat în motorsport, în sport în general, dacă e pe bune și la un nivel important, nu există că mergi să câștigi acolo, că e sigur că mergi să câștigi, pentru că sunt și alții care au același talent, aceeași muncă. E vorba numai... doresc la fel de tare victoria, vorba aia ca la fotbal, știi? Exact, adică nu e că ești sigur că ai șanse să câștigi. E, din Suedia am început să ne gândim că avem o șansă importantă. Și am muncit pentru etapele astea, am avut noroc că am mai găsit ceva parteneri după etapa din Suedia, pentru că începea să devină povestea mea, începea să devină realistă, știi? Adică la începutul anului era o vorbă, la mijlocul anului erau niște vorbe, dar și cu ceva în spate, adică le arătai, bă, uite, sunt acolo. Uite unde sunt, adică uite cum merg. E campionatul european și asta tot le spun oamenilor, este al doilea cel mai important campionat din lume. Că mai este campionatul mondial, VRC. Asta ești cumva și de juniori. Unde ești tu, nu? Da, adică este de junior, dar este clasa de junior. Dar noi facem aceleași probe, aceleași raliuri. Ce adică se diferențiază față de VRC? Pe lângă mașini. Față de VRC? Da. Este un pic mai scurt. Okay. Adică, ca și zile, în campionatul european, ai la dispoziție 3 zile jumate cu totul. Adică să faci recunoaștere, să faci cursa, asta înseamnă că poți să vii acolo de miercuri la prânz. Că joi începe recunoașterile. Adică cumva cu un buget mai redus. Da, cu un buget mai redus. În VRC trebuie să vii de duminică, cealaltă.
Exact. Și în loc de 180 de km, cam așa, în RC, 180-190 de km, în VRC sunt 300 și ceva de km. Și deci știi foarte bine uzuri, alte că mașinile noastre sunt ca taxiul. Da. Dai drumul la pe stage mode și plătești pe kilometru. Da. Asta este suma. Noi, de exemplu, plătim 60 de euro pe kilometru. Asta este tarif. Dacă mergi... Vrei un Peugeot, Peugeot mergi, nu? Parcă? Da, Peugeot 208. Dacă vrei un Peugeot 208, ce sunt 60 de euro pe kilometru? Da, exact. E un taxi foarte ieftin. Da, corect. Și cu teste, cu astea, fiecare poate să calculeze cât asta costă. Doar mașina. Asta doar mașina. Asta doar mașina. Nu suntem în trafic și mergem cu 4 anvelope tot sezonul. Folosim 12 anvelope noi tot timpul. Eu am o vorbă, banii la curse se văd după steșul de anvelope. Da, exact. Cine are multe anvelope, are buget. Cine are multe anvelope? Da, acum am avut tot timpul 12 gume noi și la fiecare etapă, ori 6 plus să teste, să știi că avem multe gume de vânzare. Ah, dacă pentru sunt interesați, au băieții la Napoca. Că acum nu mai avem ce să facem cu ele, deci okay. Okay, lăsăm gluma. Ce vreau să zic? Da, legat de campionatul european versus campionatul versus mondial. VRC, da. Da. Și în VRC, ca și în RC, juniorii practicau același tratament, același etape. Ce e important în campionatele astea de juniori este că se pune foarte mult accent, pentru că promotorii își doresc să promoveze juniorii. Și asta okay. E un lucru foarte mare. Adică pentru noi, Norbert și Francesca Maior din Brașov, cum suntem noi, cu bugetele noastre, cu posibilitățile noastre, să vină elicopterul după tine să te filmeze, e un lucru tare. E un lucru important. Da. Și acum, de exemplu, la ultima etapă era o filmare din elicopter în care se vedea și se auzea și imnul României, cu steagul României. E un lucru important și se pune... Exact, și mie mi s-a făcut... Pune presiune pe tine elicopterul ăla când e acolo? Adică în momentul... Nu prea că nu-l vezi. Nu-l vezi, da? Deci nu, că el cumva e în spatele tău și când îl vezi ești prea concentrat acolo. Deci nu te mai gândești la alte lucruri acolo. Nu te gândești. Asta o să vreau să vorbim când o să mă întreb legat de ultima etapă, pentru că au fost niște dar eu nu te întreb nimic, să știi, dacă vrei povestește tu, n-am nicio problemă. Păi dar nu vreau să ne trecem din subiect în subiect, că nu o să mai înțeleagă lumea, lumea nimic. Și ce vreau să mai zic eu de VRC este că noi anul viitor, noi am câștigat un premiu, participarea în VRC, în campionatul mondial de raliuri, tot la juniori. Asta înseamnă că o mare parte din buget va fi suportată de promotor în campionatul mondial de raliuri. Adică pentru cine știe raliul Suediei pe zăpadă, în VRC, toată lumea știe Solberg, Loeb, măcar și cine nu-i pasionat, își amintește de niște cadre de acolo, noi cu etapa aia o să începem. Deci, încă o dată, super, super tare pentru noi, pentru că vreau cumva să se înțeleagă ceea ce am realizat noi, pentru că lumea ar zice, bă, tu ai câștigat un titlu la juniori. Poate că nu e neapărat un lucru mare și mi-e ciudă un pic. Mi se pare imens. Mi-e ciudă un pic de lucru ăsta, pentru că, uite, de exemplu, anul ăsta, și am mai avut în trecut, dar uite, nu ne vine în minte și probabil că nici ție. Noi anul ăsta am avut o fată care a câștigat Roland Garros la juniori și e româncă. Da, și lumea nu știe chestia asta. Da, și cred că am știut. Cumva, uite, noi suntem în același situație, să zicem așa, că am câștigat campionatul ăsta de juniori, dar noi suntem, eu am 25 de ani, suntem juniori pentru că avem posibilitatea asta să câștigăm premiile astea care ne dau, să zicem, un șut în fund în lumea mare a automobilismului din lume. Pentru că acum, evident, noi am câștigat juniori în campionatul european, toată lumea știe de noi acum. Și e important să știe niște nume de la echipe de uzină, promotorii, Federația Internațională. Știe pentru că este o listă foarte scurtă de oameni care au câștigat acest titlu de juniori. Nu știu, sunt 9-10 oameni care au câștigat și dacă te uiți pe lista aia, o să vezi și niște nume pe care acum le cunoști foarte bine. Ok. Și de asta vreau să dau tărie acestui titlu. Noi avem în România, avem așa un talent să minimizăm toate rezultatele astea, înțelegi? Nu știu cum naiba reușim noi, dar mi-e așa, adică, nu știu, ori sunt eu pasionat de chestia asta și simt că ar trebui să vorbească mai multă lume, știi? Dar la noi e talentul ăsta, știi? Băi, uite, băiatul ăla deține record mondial la cel mai rapid diesel, tracțiune spate, nu știu ce, știi? Ah, nu e domne mondial. De unde știți, domne, că ești? Da,
Bă, frate, stai-mă puțin, te rog eu frumos. Haide mai întâi să ne... Noi nu avem chestia asta să ne mândrim cu cei al nostru, știi? Nu știu, parcă ne e rușine. Știi, ne e rușine. Bă, nene, avem niște copii care au câștigat... Adică eu trebuia să văd 750.000 de share-uri. Înțelegi? La aia cu imnul pe mașină și cu... Adică, bă, frate, tu nu ai mândria asta de român? Bă, i-am bătut pe toți, sunteți nebun la cap. Adică nu prea mai văzut chestia asta așa des, nu vezi în fiecare zi. Nu există chestia asta, adică de asta spun, mie mi se pare o performanță fantastică, înțelegi? Adică trebuia să fii la televizor să ne săturăm de Norbert. Bă, dar iar mă apare ăsta și la știri, iar apare ăsta și la Neața, apare și la ProTV, și la Măruță, și la, nu știu, peste tot, știi? Adică, bă, nene, bă, hai mă să ne dăm și noi mari, așa că și așa suntem amărâți, și așa viața de zi cu zi, e cum e, toți cu probleme. Mamă, s-a scumpit, nu știu ce, m-am dus la ăla, mai dă ăla nu știu ce lege cu nu știu ce impozite, cu nu știu ce nebunie. Adică tot timpul trăim așa, știi, cu bocancul deasupra capului, bă, măcar când facem lucruri, mă, să ne mândrim cu ele. Nu, la noi nu. A câștigat ăla, păi da, mă, normal, că dă, are bani de la Napoc. Da, adică, exact. Păi da, mă, dar e coleg cu tempestini acolo și zice ăla cum să facă și da, i-a câștigat. Păi da, mă, dar ăla face de mic și oricum ăla a avut noroc că i-au dat ăia. Eu n-am, am avut ghinion și da, că eu câștigam și eu, adică nu e, știi? Dar bun, astea sunt perfect nu, valabile. Știi? Să zicem că s-a ferește, întâmplat așa. Doamne ferește, nu zice nimeni, dar haide să trecem peste chestiile astea. Nu știu, adică, știi, în loc să te motiveze și să zici, bă, dacă a putut Norbert, pot mă și eu, mă, frate, mă, stai mă puțin, ce mă, ăla are, nu știu, trei picioare și am înțeles, ouăle smar, dar n-a pe școală, știi? Adică, știi? Da, uite, eu vreau și îmi place să fac comparațiile astea pentru că nu trebuie să fii pasionat de motorsport, pentru că, uite, eu, de exemplu, sunt foarte mândru dacă aș ști că avem la șah un băiat sau o fată da. Care îi rupe pe toți. Bă, aș fi mândru de el. Corect. Pentru că nu sunt pasionat de sportul ăla. Da, știu că... Popovici, de exemplu, la not. Sau exact, nu? David Popovici. Adică, frate, bravo, frate, super tare. Și bravo. Eu sunt pasionat de not. Mă uit eu la campionate de not. Mă uit, băi, ia ce e? Ce e pe Eurosport? Mă, e not, gata, tati. Poate doar Mariu se mai uită la ciclism. Asta e altă discuție. Știi? Da, da, știi? Nu te uiți, dar te mândrești cu asta. Da, pentru că da. E al tău, nu știu, îl simți adică... al tău. Știi, eu am prins în 94 cupa aia mondială, știi, cu fotbalul, că fotbalul toată lumea se uită așa, așa și, bă, frate, simți ceva acolo, trăiești ceva, știi, când te uiți la televizor, trăiești ceva, că e român de-al tău, adică, oricât de, nu știu, n-ai fi tu naționalist și consideri tu că guvernul și toți ne păcălesc și ne fură și ne iau bani, păi ești român, mă, frate, simți ceva, adică eu m-am uitat la filmulețul ăla cu zi imnul și cu voi pe mașină și bă, frate, simți ceva în tine, înțelegi? Da. Le dai oamenilor niște chestii, niște emoții, niște... gratis. Bă, gratis, voi n-ați fost în aia care a spus bani. N-ați fost în aia care... E gratis de la mine, adică eu n-am... Nu transmit emoția asta doar oamenilor care au plătit și care au făcut parte din echipa mea sau așa. Eu transmit emoția asta gratis, vouă, tuturor. Nu vă cer nimic la schimb. Nu vă cer să veniți pe probe. Nu vă cer să-mi dați bani. Aia care vor să-mi dea, e liber. Nu spune nimeni la impozit. Dom'le, de acum mai plătiți un 2% la impozit că avem un campion european și noi, statul român, vrem să-l susținem. Ar fi fantastic dacă s-ar întâmpla asta. Dar ca idee, că nu te obligă nimeni să faci ceva. Să zici, bă, dar mai lăsați-mă cu cursele voastre. Dar numai curse, dar uite, lucruri mai importante. Copii, educație, nu știu ce. Știi? Nu, omul ați dă niște emoții gratuite, frate. Te uiți acolo la televizor, uite, ai simțit, a câștigat, e la două secunde, mamă, Norbert, nu știu, adică, bă, frate, știi? Exact. Ai o activitate. Spiritul ăsta de competiție și da, eu ai o activitate. Am multe cunoștințe care au urmărit și n-au nicio treabă, adică nu... Da. Și au urmărit pentru simplu fapt că era important acel moment. Asta mi se pare mie în România tot timpul, că minimizăm chestiile astea, nu ne folosim de ele, păcat că, uite, eu... Trăiesc chestia asta, am nevoie de subiecte, știi? Eu nu sunt presă. Nu sunt presă și nu fac, n-am așa un contract strict, trebuie să apar în fiecare săptămână pe YouTube. Așa ar fi ideal și așa ar fi frumos. Dar n-am, asta e second job, e ok așa cum e. Dar, ți-am zis, se minimizează și oamenii ar putea să facă mai mult și ar putea să își găsească subiecte mai ușor pentru că și ei au nevoie când mergi la job și... Ai văzut la știri. Dom'le, a fost nu știu ce chestie, gata, numai de asta vorbim. Nu, de ce să vorbesc de altceva? Că dacă era ceva mai important, spuneau de aia, știi? Ai un subiect. E un subiect, e o chestie, motorsport, adică mașini, băieții, toți băieții care sunt băieți, le plac mașinile, cursele,
e un subiect de interes, știi? Eu sper doar să fie începutul, știi, și să învățăm Dumnezeu, oamenii, știi? Să dea Dumnezeu, să avem cultură, să vină lumea la curse, să se uite, să vadă, să înțeleagă, să aibă eroi, să aibă supereroi, știi, că acum, de exemplu, la MotoGP se discută despre chestia, nu mai e unul pe care să-l urmărească lumea, știi, cum era Rossi, știi? Aici mă atingi pe mine, că eu nu prea m-am mai uitat. De când Rossi nu mai este... Așa am făcut eu cu Formula 1 cu Senna, nu mi-a părut rău. Dacă sunt oameni care sunt fan Schumacher, să știți că nu mi-a plăcut nicio secundă de el. Și încă o dată, apropo, se legă foarte bine chestia asta. Mie, de exemplu, eu nu mă uitam că îmi place motociclismul. Ok, e motorsport, dar da. Nu-mi place neapărat, că nu m-am urcat niciodată pe o motocicletă, poate că e fain, dar nu știu, nu mă pricep. Dar era acolo un om care te făcea să simți ceva. Exact. Niște emoții, și te uitai pentru emoții. Sau uite la tenis, Federer. Era un idol pentru mine și mă uitam tot timpul la tenis. Ok, mie îmi place și tenisul că și joc, dar mă uitam mult mai des când era el acolo. Că vorbim de tenis și de sport, cum te antrenezi fizic pentru curse? Că poate mulți oameni nu știu, dar un pilot de curse este un sportiv. Un sportiv trebuie să facă sport, nu? Adică trebuie să aibă condiție fizică. Da, să știi că eu am experimentat și nefăcutul sportului la curse, pentru că fiecare dintre noi, dar nu voi, ci fiecare dintre noi are momente bune în viață și momente mai puțin bune în viață. Okay. Evident că și eu am avut momente mai puțin bune în care mi-am pierdut motivația în anumite momente și nu mai făceam pregătirea asta, nu mai făceam pregătirea pentru raliu. Și ce se întâmplă în momentul ăsta, poți zic ce se întâmplă în momentul ăla, este că lucrurile de lângă tine în momentul când te urci în mașină se mișcă mult mai repede decât poate creierul tău să perceapă. Okay. Dacă tu nu ești pregătit, dacă tu nu faci sport, dacă tu nu ai o viață activă, pentru că asta e important, dacă stai și ești pe un scaun, pe canapea, și după aia săptămâna viitoare ai cursa, te urci în mașină și tu ești acolo pe canapea, pentru că lucrurile nu mai sunt așa dinamice pentru tine și asta ajută foarte mult. Adică nu ajută că, ok, alergi tu și obosești și nu mai poți în mașină și trebuie condiție fizică. Nu obosești neapărat, obosești mental. Adică e mult mai important ca creierul tău să fie obișnuit, să fie obișnuit cu pulsul ridicat, pentru că în mașină nu alergi, dar ai adrenalina aia și e cu atenție și cu puls și... Asta cum o faci? O antrenezi prin cardio, nu? Pentru că acolo ai pulsul mare, acolo ai ușor, poate și un pic de adrenalină, chiar și alergi sau când faci sală sau habar n-am că tot felul de exerciții. Și asta pe tine te ajută foarte mult în mașină, pentru că creierul trebuie să fie obișnuit cu condițiile alea. Evident că nu putem să ne antrenăm toată ziua cu mașina de curse, să mergem pe circuit sau să închidem drumuri, să facem săptămânal treaba asta, dar măcar, pentru că costă foarte mult, dacă am putea să facem lucrul ăsta, ar fi ok, dar nu putem să facem chestia asta, dar măcar la nivel fizic și la nivel mental, în momentul când ne urcăm mașină, să fim pregătiți să ne mișcăm noi mai repede și să percepem noi lucrurile în timpul potrivit. Și da, asta fac destul de des. Chiar anul ăsta, nu știu că e mult sau puțin, dar am făcut periodic chestia asta și am aplicația aia Strava și îmi arată, ultima dată erau peste 200 de kilometri pe care i-am alergat. Asta înseamnă că eu practic... Te-ai și înapoi, asta înseamnă. Eu nu m-am gândit la chestia asta. Obiectivul meu la începutul anului a fost să alerg cel puțin un raliu. Un raliu are 180-190 de kilometri, să-i alerg anul ăsta. Am făcut mai mult de atât. Și sper eu acum să mai am un pic de timp până în iarnă să ajung la 300. Acum depinde, dacă se uită la noi Alex Filip, de exemplu, e puțin pentru el, că el face mai mult, sau alți sportivi de performanță. Dar pentru mine și pentru timpul pe care l-am... Alex Filip a fost campion european, e ok. Da, dar nu neapărat fac performanță, dar încerc să mă mișc și să mă pregătesc. Spune-mi dacă te pregătești pe simulator. Nu. Deloc. Nu, deloc. Nu, nici când eram mic nu făceam foarte multă chestia asta și
Știi că am încercat ultima oară, am încercat în pandemie, dacă ți-amintești, s-a organizat de către federația, federația noastră, s-a organizat un campionat de sim racing. Pentru că era pandemie, s-au închis alea și dai seama, am intrat și eu pe OLX frumos, hai să-ți găsești volan, hai să-ți găsești pedale, hai să-ți găsești... Mi-am luat toate astea și încă o dată, pe mine mă deranjează foarte mult să iau bătaie, dar rău de tot mă deranjează. Și faptul că am mers acolo și erau copii pe care eu nu-i cunoșteam, am zis că, bă, vin colegi de-ai mei, de la raliuri, ne distrăm. Ne dăm noi între noi. Dar erau foarte mulți pe care eu nu-i cunoșteam și dacă nu-i cunoșteam înseamnă că nu erau, din punct de vedere motorsport, nu erau la un nivel bun și ne băteau rău. Da. Și am zis, bă, ce fac? Adică nici nu neapărat îmi făcea plăcere, dar mi-ar fi plăcut plăcere dacă câștigam și eu ceva, dacă eram acolo, dacă în față. Acolo, da, la secundă. Dar să fiu pe locul 20. Haos, da, n-ai cum. E, da, eu mă joc Gran Turismo și nu mă uit la timp. Știi? Nu mă uit. Mă joc. Okay. Și dau. Și îmbunătățesc. Și la un moment dat nu mai pot să îmbunătățesc. Nu mai pot. Zici, bă, nu mai merge. Nu mai am și plictisit. L-am făcut 200 de tururi. Nu mai... Știi? Și mă uit la timp. O, 10 secunde. Deci stai puțin așa, deci eu înțeleg 2, înțeleg 3, bă 10. Bă, ce fac ăștia, mă, frate? Bă, n-are cum. Adică, știi? Da. Tu mergi, bă, e tot ce am putut să storc. Nu mai pot. 10 secunde. Bă, ce faceți, mă, frate, aici? Da, și... Na, în sfârșit, așa ca și fan, e mișto, vorba ta, dacă nu te uiți, dar este și o problemă aici, să nu cumva să fie prea mult, știi, să-ți petreci prea mult timp pe simulatorul ăla, pentru că la un moment dat chiar am simțit și eu asta, că mi-era ciudă că iau bătaie, dar tot încercam și făceam ture, vedeam alții câte ture fac, încercam să recuperez, știi, să stau mult și deja petreceam prea mult timp, chiar dacă era pandemie și n-aveai foarte multe lucruri de făcut, dar totuși era exagerat și atunci înapoi le-am vândut pe OLX și... În concluzie, te ajută pentru, adică te ajută să te antrenezi pe simulator pentru cursele de zi de zi sau te strică simulatorul? Nu cred că te strică, te ajută în anumite situații, pentru că pe circuit a început să fie foarte real și chiar Gran Turismo am jucat și începe să fie foarte real și lucrurile de acolo pe care le faci le poți transpune și în mașina de curs, adică niște traiectorii, niște frânări, știi, frânările alea. Circuitul, de exemplu, da. Da, sau cum e, de exemplu, la circuit, că poți să frânezi mai târziu până în viraj și după aia să accelerezi și decât cum suntem noi obișnuiți la raliu, că frânezi mai devreme un pic ca să poți să pui accelerație, dar pe circuit e un pic diferit și lucrurile astea le-am bine, experimentat. Clar, sunt discipline total diferite. Mersul pe circuit asfalt versus mersul pe asfalt la rally, știi? Unde tai viraje, intri, te agăți de interior ca să te țină virajul la circuit, n-ai de ce să te agăți. Da, dar uite, alții au demonstrat. Spuneți că ai văzut recent filmul Gran Turismo. Nu parcă... l-am văzut. N-am Eu l-am ajuns, văzut, să știi. E foarte tare. E tare și am înțeles că e poveste reală. Da? Și înseamnă că băieții au demonstrat că se poate. Că l-au luat pe un băiat din scaunul din sufragerie și l-au băgat într-o mașină reală și a făcut performanță. Și a făcut bine. Da. Dar în același timp sunt și oameni care s-au dus la Laguna Seca și au zis, aici eu pe simulator intram cu 180. Și în realitate n-a fost așa. Trebuie să ai un pic de, și de instinct de conservare, știi, că nu poți să vezi un viraj și să zici, a, eu pe simulator intram 180 aici blindfolded. Da, poate că trebuie să fii și un pic pregătit înainte. Un pic trebuie să ai așa, dar s-au demonstrat lucrurile astea, au luat campion de drift, de exemplu, de pe simulator și l-au pus în mașină și omul a făcut drift. Adică a făcut. Nu pot să zic că a mers cale Rovanpera. Ai văzut că acum avem la drift piloții de curs. Am văzut. A ajuns băiatul acolo, dar merge bine rău. Așa, deci nu pot să zic că face kiss the wall sau eu mai știu ce super de-astea apropiate și așa, dar omul a făcut drift. Nu face toată lumea, nu e așa de simplu. Nu e... Și deci, că ceva cunoștințe ceva, de acolo ajută cu siguranță. Da, ajută cu siguranță, dar cred că ține și de om. Adică și el trebuie să aibă deschidere și să fie făcut, să înțeleagă niște lucruri și după aia îl pui în mașină și se face treabă. Gran Turismo chiar are, dacă nu mă înșel, niște campionate online care... Dacă perseverezi acolo și ești bun, mai ai o finală cu simulator acolo cu toată lumea și după aia îți dă o mașină, un campionat ceva. Adică da, funcționează. Mi se pare tare pentru un joc să, știi? Adică de pe canapea să ajungi să te recunoască cineva cumva. Știi? Da, aici sunt și niște lucruri mai puțin bune, pentru că gândește-te că probabil că din atâția jucători, unul ajunge acolo. Restul cam stat și au pierdut un pic de timp acolo.
Da, fiecare. Și investiția a fost mică. Da. Ți-ai luat un joc, un PlayStation, un simulator sau ce ți-ai luat acolo, nu compari cu o mașină de curse și cu deplasări și cu mers și cu chiar și Logan fiind el, știi? Să te dai la, nu știu, VTM sau ceva unde e mai low budget, așa, știi, nu schimb suspensii, nu macadam, da, nu anvelope, nu echipe tehnice, nu nebunie. Și poți să dai restart. Asta nu mai zic, restartul, da, este... Na. Viața reală, adică trebuie să menținem o barieră între virtual și real. Să absolut. Ne dăm seama un pic, să nu se confunde lucrurile între ele, că nu funcționează. Așa, bun. Ne întoarcem la raliuri și la performanța ta, da? Deci am câștigat campionatul... Ce se întâmplă acum? Au venit sponsorii? Nu știu, acum suntem in progress. Ai o echipă care, adică pe lângă tine și sora ta, da, care faceți echipajul de curse și o să discutăm și despre ea, că oricât de misogin aș fi eu, trebuie să o includem așa în aude. Poveste. Da, așa, trebuie să o includem în poveste pentru că copilotul are un rol foarte important în echipa de curse. Oamenii trebuie să înțeleagă chestia asta. Nu e o chestie simplă. Mie mi s-ar părea, nu știu, mie dacă îmi pui foile alea în brațe și eu să citesc pe alea acolo și să zic ce viraje, unde suntem și să mă mai și amețești tu pe mașina aia pe acolo, mă dau jos la 180 la oră, mă arunc din mașină. Adică e, nu știu, e foarte complicat, e foarte multă presiune, foarte multe calcule, foarte multe lucruri de care trebuie să țină cont. Adică dacă ea nu ține cont sau un copilot în general nu ține cont de niște chestii, tu primești niște penalizări, adică nu merge așa, știi? Da. Lasă-mă că sunt eu bun aici, tu stai acolo că am nevoie de unul în mașină, știi? Și tu stai acolo că fac eu treaba, tu las că e bine așa, știi? Nu, are o contribuție masivă la ce înseamnă performanță și așa. Câți oameni ai în staff? Pentru că mi-ai povestit tot timpul, am câștigat aia, după aia am avut un accident, după aia... Adică, cine a reușit să te țină cu picioarele pe pământ? Că... Știi? Când câștigi așa, crești un pic așa, nu? Bă, stați așa un pic așa, că noi, sunt și eu bun, sunt și eu cineva, mă culc și eu pe ureche un pic, știi? Da. Să știi că astea, ok, sunt foarte importanți oamenii de lângă noi și o să îți spun acum despre ce e vorba, dar vreau să răspund la întrebarea ta că cine, cel mai multe palme le iei singur. Ok. Pentru că în sport, în general, dacă cumva se întâmplă să... te crezi tu prea șmecher sau să te culci pe ureche sau... Asta se vede imediat. Adică la următoarea etapă, buf și gata. Și după aia te trezești. Și câteodată sunt bune și lucrurile astea, chiar dacă pe moment sunt neplăcute, dar un reset e bun pentru toată lumea, că îți dai seama că și eu am ajuns de multe ori să fiu un pic mai șmecher decât trebuia, să mă cred mai șmecher decât trebuia, după care... Pe lângă, eu cred că în orice domeniu ai nevoie de oameni, indiferent că faci sport sau clar. Business sau orice altceva, da. Ai nevoie de oameni. Oamenii ăia te fac pe tine cine ești, cine vrei să devii sau cine ai devenit deja, pentru că nu poți singur. Orice îi zice, nu poți singur. Și atunci, dacă tu ești prea șmecher sau te ajungi să crezi despre tine niște lucruri și oamenii ceilalți sunt inferiori, atunci vei avea numai de pierdut. Și asta, dacă ar fi să mă întrebi dacă aș avea vreun sfat, ăsta ar fi cel mai bun sfat. Să fii acolo cu oamenii, indiferent dacă sunt aproape de tine, sunt prieteni, pentru că niciodată nu știi când ai nevoie să pui mai pe telefon să-l suni pe Xulescu. Și asta e important, să fii tot timpul low și să... încerci să ai cât mai mulți oameni lângă tine. Să te păstrezi modest. Da, și plăcut. Și asta ar fi ideal să vină natural, dacă se întâmplă. Da, să fie forțat. Dar, da. Și legat de staff și de echipă, noi la Cluj, știe toată lumea, noi facem parte din Apoca Rally Academy. Eu am intrat în echipa asta în 2016, adică al doilea an al meu. A fost primul an cu Sandero, când ne întoarcem la Sandero. Da. Și asta a dovedit ceea ce ziceam eu, că una bună, una proastă, viteza a fost apreciată și la vremea aia Marco a venit la noi și am început să vorbim, să ne împrietenim și următorul an am fost cooptat în Apoca Rally Academy. Clar, a fost cel mai bun lucru ce se putea întâmpla
pentru cariera mea, pentru că sunt niște oameni care asta au făcut tot timpul. Adică eu l-aveam pe tata, dar și tata, chiar dacă știa foarte multe lucruri, inevitabil, ca și părinte, e subiectiv. A, clar, îți dai seama. Și asta ar fi încă o recomandare. Părinții sunt foarte buni și foarte... Ei o să fie tot timpul lângă tine, orice s-ar întâmpla. Sunt, dar, eu zic că sunt singurii tăi prieteni adevărați. Da. Absolut. Dar ai nevoie și de oameni care să nu fie subiectiv. Să zică când greșești, să zică că ai făcut asta greșit. Când e bine, îi ai pe părinții tăi care îți zic că e bine. Și asta se întâmplă și în cazul meu, pentru că Marco, cred că primul bravo mi l-a zis acum, anul ăsta, la când am câștigat campionatul european de juniori. Dar a fost acolo tot timpul și cu Simone și cu Bogdan, care ne-au îndrumat și ne-au ajutat să facem niște alegeri corecte. Evident, și pe partea financiară am primit tot timpul un boost important. Am venit și noi cu partenerii noștri, dar tot timpul a fost acolo cineva care ne oferea siguranța că avem ceva, adică nu o luăm de la zero. Uh-huh. Avem o parte importantă din buget cu care hai măcar să începem, da. Și după aia vedem noi ce facem pe parcurs. Da. Cum facem, da. Și ăștia sunt oamenii care au fost tot timpul de când am început până în ziua de astăzi, părinții și echipa. Scuze-mă că te întrerup. Am văzut acum mai nou și nu știu dacă e bine sau rău, antrenor personal, gen. Adică niște oameni care au făcut curse, au fost piloți, au avut și niște rezultate și au niște copii și antrenează personal, adică merg cu ei la curse. Da? Uite, aici ai greșit asta, au probabil discuții după cursă, au, știi? Cum ți se pare? E o chestie bună, e o chestie rea? Da, e o chestie bună, adică dacă acea persoană, pentru că evident și în motorsport ca în orice sport, sunt și antrenori care nu știu, n-au făcut mare lucru. Ok. Și e important să-ți alegi persoana potrivită. Ok. Să te uiți un pic. Cine e acel antrenor? Ce a făcut? Ce rezultate a avut? Okay. Ce? Pentru că asta e cel mai important lucru. Pentru că toată lumea vrea să fie antrenor. Poate că și tu, dacă auzi că da, se câștigă bine, da, hai să mă fac și eu. Îmi dau și eu cu părere. Da, dar ce te recomandă? Corect. Asta e important, da. Și e important să alegem oamenii potriviți. Eu n-am avut un antrenor personal, a fost tata tot timpul când eram mic și analize și tot ce urmează după cursă și să vedem unde avem de îmbunătățit sau la antrenamente, cine mă ajută pe mine este Simone. Okay. Simone, care e mult mai experimentat ca și mine, drumul ăsta el l-a făcut deja. Okay. El l-a făcut, l-a bătut, a luat și el palme, a mers mai departe, deci el știe tot ce mi se întâmplă mie acum, el cumva le-a trăit. Prin asta, da. Exact. Da, da. Și asta e un lucru important și m-a ajutat și mă ajută în continuare. Eu am avut noroc. Eu sunt convins că, ok, am făcut eu ceva, niște lucruri bune, dar faptul că am întâlnit oamenii ăștia într-un moment potrivit și am avut și pe ai mei care tot timpul m-au susținut, ăsta a fost cu o doză de noroc. Că poate că după 8 ani, poate că eram altundeva acum. Nu neapărat că să nu se înțeleagă că eu acum gata, sunt mulțumit, am ajuns unde nu sunt mulțumit, niciodată nu sunt mulțumit de mine, pentru că și acum, când am câștigat campionatul european, îmi imagineam cumva că o să fie altfel, că o să ne bucurăm, că o să plângem, că o să... Dar a fost pe... Aveai alte așteptări. Da, aveam alte așteptări și am ajuns acolo, am câștigat și în gândul meu era bun. Și acum, ce se întâmplă? Bun, ce facem? Da, am câștigat. Ok. Bun. Gata, s-a terminat luni, s-a terminat totul, ne-am întors acasă și ce faci? O iei de la zero, că doar nu stai și petreci Nu se întâmplă nimic, nu vin elicoptere, nu vin avioane, nu vine nimic. Tot la tine acasă în garsonieră te întorci și îi dai mai departe. Ai cupa asta? O ții acolo, o vezi, nu? Da, am cupa asta, e foarte frumoasă, e cel mai frumos trofeu pe care îl am acasă. Acasă la mine la... Punem aici să se vadă un pic. Da, acasă la mine la... Se vede, Marius? Oare? Telefonul. Aici? Asta? Ala, asta vrei? Da. Scuze, nu mi-am dat seama. Gata?
Da, asta, eu am câteva trofee acasă la mine, pentru că eu stau la Cluj, n-am un spațiu foarte mare. Eu deci nu am... stai la Brașov, eram ferm convins. Nu, Francesca stă la Brașov, eu stau la Cluj și am câteva trofee importante acolo. Restul sunt acasă la Brașov, mama are o vitrină foarte mare, nu știu unde mai are loc, dar ea tot le primește, le vrea, e perfect. Cum e mândria ei, îți dai seama? Da, copiii da, și... care aduc rezultate și frați și... Na, e fantastic. Pentru părinți mi se pare fantastic. Da, și mama și tata sunt acolo tot timpul. Adică au trecut totuși atâta timp, dar sunt la fiecare etapă. Sunt, Vor fi toată viața lor. Da. N-au cum să nu fie. E... Mândria este... Da, dar uite, eu n-aș face chestia asta. Tu? Da. Așa? De ce? Eu aș vrea să am o a doua tinerețe, să zic așa, că sună urât bătrânețe, liniștită. Adică nu... Nu știu, mi se pare, ce emoții, ca și părinte, că ești părinte. Sunt, da, se schimbă viața. Când vei avea copii, vei înțelege altfel. Păi da, ai sta weekend de weekend pe probe aș să stai... Aș sta și noaptea. Aș sta și aș, pentru copii faci orice. Nu poți să-ți imaginezi. Da, nu. Faci adică, orice pentru copii, dar da. Emoțiile tale și trăirile tale, pentru că fac parte... ai ambii copii într-o mașină care așa merge este. Printre copaci. Da, da, și... ei se, cum să spun eu, ei cred foarte tare în sistemele de siguranță. Ceea ce este foarte adevărat. Au foarte mare încredere în voi. Au foarte mare încredere în voi și știu că sunteți buni. Și știu că, adică, cum să spun eu, conștientizează faptul că vă puteți pune și în pericol, dar e mult mai mic decât partea de fericire pe care le aduce faptul că voi terminați un raliu. Adică lasă că ai terminat pe podium, lasă că ai câștigat, aia este fantastic. Deci doar pentru că l-ai terminat și, știi? Da. M-am gândit și eu, bă, cumva e complicat să-l am acolo, să-mi e frică pentru el, pentru, da, trebuie să-l lași să facă, știi? Adică eu sunt la situația în care, băi, la un moment dat o să trebuie să-l las singur afară. Înțelegi? Pe aici. Pe aici. Și mi-e foarte greu, dar trebuie să-l las, că și pe mine m-au lăsat. Adică altfel nu se poate, altfel nu facem progres. Știi? Da. Și atunci trebuie să-l lași, iar copiii, din punctul meu de vedere, sunt cea mai mare valoare și realizare a vieții tale. Și atunci nu faci forțat. O faci de plăcere, adică nu te simți forțat sau bă, m-am dus la job, iar mă urc în mașina aia, îmi păcăne aia, când schimb treptele, pocnește, pune-mă o tobă, înțelegi? Adică nu există chestia asta, o faci de plăcere. Așa o fac și ei. E plăcere, nu e obligație. Nu e, băi, avem ambii copii acolo, e urât dacă nu mergem, știi? Adică nu, o fac de plăcere și se și încarcă foarte tare, știi, cu sentimente la fiecare reușită, la fiecare chestie de genul ăsta. Cum e relația frate-soră? Eu asta vreau să știu. Cum vă înțelegeți? Cum trăiește ea faptul că ea e copilot și nu e piua întâi, să zicem, că na, toată lumea, eu te-am invitat pe tine, n-am invitat-o pe ea, dar nu că ăsta e formatul, un singur om, că aș fi invitat-o cu drag, n-aveam nicio problemă. Cum vă înțelegeți voi? Mai acum ne înțelegem bine. Noi am avut, să zicem, avem o istorie destul de apropiată, pentru că poate nu mult știu, dar noi și la școală am fost împreună. Ok. Și lucrul ăsta nu știu dacă neapărat a ajutat, pentru că relația noastră era bună că eram tot timpul împreună, dar evident că aveam și timp să ne certăm foarte mult. Eu când am mers în clasa 1, Francesca trebuia să meargă la grădiniță. Că la noi nu era clasa 0, era clasa 1 direct. Ok. Grădinița era în aceeași curte cu școala. Ok. Numai că ea a stat puțin câteva luni la grădință și a zis că nu-i place la grădință, că ea vrea să vină la școală, care, okay, adică trecea drumul și da, venea la mine în clasă. Și tot stătea, nu mai mergea la grădință, venea cu noi în clasă. Ce au zis ai mei? Hai să-i luăm și o uniformă, că era rățușca cea urâtă, adică era singura fără uniformă. Okay. Și a luat și uniformă, stătea acolo, era foarte... prinsă de subiecte, îi plăcea, adică la toate materiile se băga și ea în seamă, după care învățătoarea a zis, bă, dar dacă tot e aici, hai să-i dăm și ei teme, hai să-i dăm și ei de toate. Mm-hmm. Deci lucrurile au devenit serioase, după aia la fiecare sfârșit de semestru era o comisie de la inspectorat, sau nu știu cum se numea, care venea și o evalua pe ea, pentru că ea deja era... Okay.
în cărți acolo, adică făcea toată lumea, doar că era cu 2 ani jumate mai mică. Deci, practic, grădinița a dispărut, ea nu s-a mai dus la grădiniță și a venit la școală. Direct. Dar gândește-te un pic, că poate că nici ei mei nu s-au gândit la momentul la ce înseamnă, dar ea era în spate cu 2 ani jumate și așa a mers, adică a făcut clasa 1-a, 2-a, 3-a, ea a dat bacul, nu mai știu la ce vârstă, poți să faci tu calculul acum, dar 16 ani jumate, da. Ea a dat bacul la 16 ani, deci toate lucrurile astea, începând de acolo... Eu știu că mai înaintate, așa, da, chiar așa? Da, așa a fost și noi, practic, din clasa 1 până în clasa 8-a, am fost la aceeași școală, după care la liceu, eu am intrat la un liceu și a intrat la alt liceu și acolo a fost diferența. Okay. Pe mine m-a ajutat foarte mult că eram bun la română. Okay. Era bun la matematică. Okay. I-am ajutat deci la... Deci de-aia e acopilot. Că da? E cu matematică și ești cu română. Gândește cum eram maior, cum am stat noi la examen. Unul în față, unul în spate, că aveam același nume. I-am ajutat la matematică. Dar la română ce să ia, cum să o ajut eu, că n-aveam cum, că e cu scris, cu nu puteam. Uh-huh. Și atunci eu am luat notă mai mare ca ea. Okay. Dar am luat nota mai mare pentru că am făcut la matematică nota ei și ea la română n-a făcut nota mea. Și acolo s-a făcut despărțirea, după care la liceu am fost fiecare separați la licee diferite. Și după ne-am urcat în mașină, relația acum e foarte bună pentru că fiecare ne dorim același lucru. Okay. E un obiectiv comun și atunci e foarte greu să te ceri, știi? Adică muncești pentru aceeași pâine, să zicem. Nu prea avem certuri, ne înțelegem super bine și îmi place foarte mult la ea dăruirea asta, pentru că asta zic tot timpul și repet. Pentru mine e foarte important ca ăla de lângă tine să fie acolo, să-și dorească cel puțin la fel de mult ca și tine să fie acolo. Da, să tragi la căruță. Pentru că dacă tragi de el, hai să ne uităm pe video, hai că e dimineață. Da, nu, corect. Omul care e hai e Francesca, care hai trezește-te că trebuie să mergem, hai să facem asta. Ea trage de mine și asta e un lucru super important. E cel mai important lucru în relația pilot-copilot. Și nu greșește, nu știu cum face, dar nu prea greșește de un timp. Matematic. La început greșea, dar acum nu prea mai greșește. Foarte, foarte rar face greșeli, dar pentru mine clar e cel mai bun copilot pe care îl puteam avea în momentul de față. E foarte ordonată, este... Tot timpul își planifică lucrurile, știm exact, când mergem în altă țară, știm exact, hotelul e acolo, la ora asta trebuie să fim acolo, la ora asta, adică noi avem o foaie și o întrepea. Pe mine, poate că alți piloți n-au norocul meu, dar eu nu mai am alte preocupări. Adică e omul ăla de lângă mine care știe ce facem la ora asta. Păi mergem acolo, unde mergem? Uite acolo. Adică eu doar, mă concentrez. Da. Ești purtat și te concentrezi la condus. Ok, fac și partea grea pe partea de parteneri, de discuții, de întâlniri, de proiecte, de evenimente. Ok, sunt eu acolo și ea n-are treaba asta cu banii. Chiar au fost multe situații amuzante în care eu știam cum stăm din punct de vedere financiar, dar ea nu concepea să nu merg. Cum adică să nu mergi în etapa asta? Păi, Francesca, vezi că ne trebuie banii ăia, că acum, că las, că mergem și vedem noi după aia. Păi, nu funcționează chiar așa, că nu-ți dă nimeni. Dăm banii, mergi la sponsor și zice, uite, am nevoie de o susținere, dar eu de fapt am făcut etapa aia și am niște datorii, nu mi-i dai. Păi, nu merge așa. Deci e complicat, dar ea își face foarte bine treaba pe partea aia și ne completăm cumva. Eu trebuie să mă mișc bine pe partea de condus și bugete. Deci ea face logistica și copiloțeala și matematica și tu faci partea de condus și partea financiară. Da. Cumva. Da, și partea asta foarte de bine. Română, ea matematică, eu. Da, păi da, tu ești cu umanul, tu ești cu povestea, trebuie să te duci să le vinzi, să le spui, exact. Să le povestești, să nu știu ce, nu știu cum. Și când e partea exactă, la ora 7 zburăm, la ora 5 aterizăm, la ora 9 mergem la masă. Partea de știință exactă ține de ea. Da, foarte mișto. Absolut. Foarte tare că v-ați împărțit așa și că aveți, știi, valențele astea. Adică vă completați, faceți un echipaj, dai seama, și exact cum ai spus și tu, e și soră. Da, povestea e foarte bună, adică povestea noastră e bună. Că e bună povestea, am vrut să zic și mai devreme, cumva norocul și-l face omul cu mâna lui. Eu înțeleg și sunt de acord, sunt conexiuni, ai chimie cu oamenii, te ajută foarte bine, sponsor și așa mai departe, dar cumva vine și prin muncă, știi? Adică... Sper că ai văzut Rush cu
James Hunt și cu așa, da? Deci există și varianta asta în care talentul suplinește și domne, eu sunt super talentat și eu le fac super ușor și seara bea whisky și dimineața vin și mă dau cu ăla care ăla muncește ca un câine și avem pe acolo rezultate. Dar ăsta e un caz la un miliard. Da, știu, adică eu în viața reală n-am întâlnit chestia asta. Da, da, da. Nu putem să ne culcăm chiar așa pe ureche. Eu cred că oamenii ăștia au fost câțiva așa, știi, cum a fost și Senna, să zicem și Schumacher. Nu se nasc așa la tot pasul talentați de ăștia, Maradona, Ronaldo, adică, știi, e și munca din spate. Da, genul ăsta, scuze-mă că te întrerup, genul ăsta de oameni, dacă te uiți un pic în spate, că vorbești de Senna, că vorbești de Maradona, că eu am remarcat că ei sunt, ei au fost sau sunt, obsedați de ceea ce fac. Da. Adică, ok, sunt foarte talentați, poate că nu aleargă atâta la antrenamente, dar pe partea tehnică și pe partea ce înseamnă sportul, sunt obsedați, adică sunt nebuni. Nu te poți înțelege cu ei când e vorba de chestia asta. Și asta e importantă, pasiunea asta care... Da, 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 trebuie să fii, da, un poate pic. Că la noi este sau nu este, pentru că eu încerc să fiu cât mai obiectiv, cât mai cu capul pe umeri, să fiu pragmatic, știi? Adică nu sunt genul ăla că mă dau cu... Hai să vezi ce faci. Orice, sub orice formă merg și rup acolo. Ok, poate că ajută chestia asta, dar poate că ajută mai, eu zic că ajută mai mult pragmatismul ăsta, știi, și nu să nu mergem mult în zona asta de subiectiv, că bă, mie îmi place, sunt talentat și gata. Nu prea. Cât de tare te ajută faptul că mergi în campionatul național de raliuri pentru campionatele de afară? Mă ajută foarte mult pentru că partenerii noștri sunt parteneri din România. Okay. Dacă te uiți și pe tricoul meu, sunt companii care aici se desfășoară business-ul și este mai greu să facem campionatul european ce facem noi cu partenerii în campionatul național. Adică pe partea de evenimente, pe partea de interacțiune umană, mă ajută. Mi-ar plăcea să reușim să mergem doar în campionatul european sau campionatul mondial. Ăla ar fi, să zicem, targetul. Dar, pe de altă parte, campionatul românesc e un campionat destul de bun. Okay. Un campionat în care te poți antrena ok, poți să faci progrese, chiar dacă sunt aceleași probe. Dar, uite, anul ăsta eu am folosit campionatul național pe lângă tot ce am făcut cu partenerii, că am făcut activări, că i-am chemat la curse, că i-am dat cu mașina, că toate lucrurile astea pe care le-am făcut în afara de mersul efectiv pe probe cu mașina, astea e un pic mai greu să le faci în campionatul european, că acolo deja vorbim de merge acolo altă numai pentru performanță. Și, adică da, acolo noi când mergem acolo, mi-e greu să mă gândesc la ăla, ori a venit, n-a venit, încercăm să ne concentrăm. E mult mai relaxant aici la noi, pentru tine, e mult mai relaxant să mergi, să poți să-ți faci și partea de ce ține de financiar și așa mai departe. Da. Suntem într-o benzinărie, nu știu ce ai vrea tu. Nu contează. Da. Nimic, nu? Merge mai departe, nu, are importanță. Nu zicem despre ce e vorba. Nu zicem, dar se vede pe cameră. Bun, și asta aici, uite, eu, de exemplu, anul ăsta am mers în campionatul național cu aceeași mașină cu care am mers în campionatul european. Okay. Dar realmente aceeași mașină, adică când mergeam în campionatul... Cu 60 de euro. Da, când mergeam în campionatul european, la o etapă de campionat european, aveam același scaun, aceeași centuri, mă urcam în ea și era exact ca săptămâna trecută la Bacău. Când te-ai antrenat cu ea, de exemplu, și te-ai ajutat, da, contează mult numărul de kilometri de probă. Și ajută, pentru că, uite, am reușit noi acum. Simone a reușit în 2016, tot așa, cu pedigree românesc, adică mers în campionatul românesc. Raul a făcut, Raul Badiu a făcut câteva rezultate bune și niște timp foarte buni. Și nu neapărat că avem noi o aură și suntem români și suntem buni, nu. Înseamnă că am avut ceva, am făcut ceva bine în România. Okay. Am mers la niște competiții, ne-au ajutat. Înseamnă că sunt niște lucruri care dă greutate motorsportului din România și asta e un lucru foarte bun. Deci clar, până în momentul de față ne-a ajutat campionatul românesc. Să vedem acum pe viitor dacă vom mai merge, nu vom mai merge. În campionatul românesc există premii în bani? Adică există anumite bugete, câștigi bani, câștiga campionatul, da, iau 20.000 de euro că e sponsorul ăla și ăsta e premiul la bătaie, sau iau 2.000 de euro pe etapă, sau nu iau niciun ban.
Nu prea există, sunt premii destul de mici, cum ți-am spus, la cupele monomarcă, acolo sunt niște premii pentru tineri, pentru juniori, că mai primesc două anvelope, că mai primesc niște piese, că diferite premii de genul care, fiind junior, te ajută. Okay. Este un procent din bugetul tău, că nu mai cumperi 6 cauciucuri, cumperi numai 4, ceea ce e un lucru foarte important. Bun. Au mai fost niște premii și la general, date de un parteneri ale federației, dar sume care nu neapărat sunt mari. Okay. Sunt sume mici, deci n-aș zice nu 100% pentru că aș minți, dar 90% e nu, cu excepția câtorva premii. Crezi că dacă ar fi premii mai mari, financiar vorbind, oamenii ar merge mai tare? Nu știu să zic chestia asta. Dacă ar avea neapărat o miză importantă, nu, mi-e greu acum, uite, nu m-am mai gândit la chestia asta. Crezi că sunt oameni care vin la VTM sau la Raliu ca să aibă motiv să plece de acasă? Nu cred. Eu cred că vin din pură plăcere. Plăcere, ok. Plăcere și performanță. Sunt câțiva care vin doar pentru performanță, adică sunt 10-15 oameni la disciplinele astea care vin să facă performanță, să câștige niște titluri și le face și plăcere, și sunt restul care vin pentru plăcerea lor, pentru că le place ce se întâmplă. Le place să meargă cu mașina într-un mediu organizat, le place că merg în niște locuri mișto, pentru că etapele se desfășoară niște locuri mișto. Atmosfera e super, toți oamenii lume, acolo pasionați, discuțiile. Te aplaudă lumea la coastă, te întorci, nu în regim de cursă, te întorci la viteză mică, vezi toți oamenii acolo care te aplaudă pentru niște oameni care au acces la lucrul ăsta destul de ușor. Adică, de exemplu, nu poți să mergi la Formula 1 că vrei tu, că ai bani. N-ai cum, da. Poți să ai toți banii din lume, dar nu e greu să ajungi acolo. Da. E, în schimb, aici, dacă faci niște cursuri, încerci să capeți un pic de skill-uri, adică nu poți nici tu să mergi în campionate așa, din prima, fără să ai nimic. Da. Dar să ai o bază cât de cât, pe care o obții cât de cât ușor, ai acces cu partea financiară, ai acces să te aplaude lumea în primul an. Ceea ce e tare, adică tare e mișto, e un lucru pe care nu-l întâlnești. Și da, sunt și în România mi se pare că a crescut numărul oamenilor de genul care vin în primul an, le place și după care se motivează și încerc, bă, uite, dacă ăla a făcut locul 1, apare, ce trebuie să fac și eu ca să fac locul 1? Și apare spiritul chestia asta de competiție, da. Și naiba. Adică exact. Cum adică, mă, adică, stai mă, ia că mi-au eu gume de alea, mă. A, ce suspensie ai, mă? Stai mă, că îmi pun eu să... Exact. Da. Și asta ajută, pentru că oamenii încep să meargă mai tare. Sunt oameni care nu interesează să meargă tare. Și eu îi apreciez super mult pentru lucrul ăsta, pentru că, indiferent de cum merg în limita lor, nu știu, merg în limita lor, aduc bani în sportul ăsta, plătesc chestiile, poate să meargă cum vor ei și cu spatele. Okay. Deci, nu mai criticați, vă rog, oamenii care merg mai încet sau cum care ei. Nu vă place. Ei merg la limita lor, știu limita. Adică, da, mai e o chestie pe care se vorbește la curse, că, domnule, se caută ăștia mici de vârstă că nu au instinct de conservare. Că atunci când ești mic, nu conștientizezi, n-ai copii acasă, n-ai nevastă, n-ai la ce să tu, mergi tare, tati, îi rup norii, nu mă interesează, nici n-ai ce să pățești. Da. Și atunci, probabil că odată cu vârsta, că, na, sunt și oameni la 40, la 50, nu știu, probabil și mai mult, ca și vârstă, mai poți să mergi tu ca nebunul, să știi? Să zici, băi, nimic nu se poate întâmpla, mergem blan aici. Omul merge la limita lui, zice, bă, stai așa puțin, că și mașina costă o gălăgie de bani, adică nu pot chiar să dau cu ea în copac așa, știi, că e o mașină foarte, foarte scumpă. Și vârsta care, bă, stai așa, că mai am și acasă copii, mai am și lucruri de făcut, adică nu, ce să fac, ok, vin aici și îi bat pe ăștia și ce? Adică ce? Că oricum la mine s-a terminat, mai ajung eu în VRC sau nu știu unde, știi? Că nu mai îmi permite nici corpul, nici vârsta. Da, și mai ales că la vârsta asta, sau mă rog, nu neapărat, că nu vorbim neapărat de oameni în vârstă, dar vorbim de oameni de categoria pe care am zis-o eu, care vin pur din plăcere. Și ce înseamnă asta? Ei vin, probabil că au câte un business, au câte un loc de muncă. Da, și își pot susține. Ei, care își pot susține programul ăsta. Ei vin acolo ca să se simtă bine, să-și facă ei o plăcere, un hobby. Dar
ei nu vor să-și creeze probleme. Pentru că, indiferent, dacă sari cu mașina afară, chiar dacă ai toți banii din lume, da, tot e o bătaie de cap, tot trebuie să o repare, tot riști ceva. Și oamenii de genul nu vor să-și creeze probleme. Vor să vină la curse, să se simtă bine. Da, exact, corect, să fie simplu. Și atunci poate să meargă cum vor ei. Pentru că nu merg pe banii mei, nu merg pe banii nu, tăi. Nici nu te încurcă pe tine. Nici nu merg în fața ta sau să te țină pe păi, n-am avut loc de ăla, mi-a stricat. Nu. Exact. Deci pentru mine e toată stima și pentru genul ăsta de oameni. Ok. Bun. Vreau să vorbim puțin de partea financiară și de, știu că e un formular de la cu 2% impozit ceva la firme, care dacă ți-l semnează ție, îți vin niște bani în loc să se ducă la stat, poate să-ți fie donați ție, ca să zic așa, și să compania respectivă să primească reclamă pe mașină, cum ar veni gratis. Adică decât să plătești taxa la stat, mai bine dai ție sau, nu știu, oricărui pilot sau sportiv prin semnarea unui formular. Câte formulare de-astea ai? Oare? Formulare din astea nu am foarte multe, chiar am început anul ăsta, pentru că sunt două lucruri diferite. Okay. Formularul de 3,5% din impozitul pe care tu, ca și angajat, îl plătești către stat. Adică eu pot să vin la tine cu un formular și tu să-mi dai 3,5% din impozitul pe care l-ai plătit tu, și astea le-am nu prea le-am făcut, recunosc, pentru că este o sumă destul de mică, dar dacă adun mai multe și muncești mai mult, o deplasare, o mâncare poți să-ți acopere din chestia asta. Bun. După care există partea cealaltă la companii. Okay. Care companiile, și în România avem o lege foarte bună, adică dacă te uiți prin vecinătate, prin Ungaria sau... Om care zice asta despre România și despre o lege. Da, pentru că am întrebat și eu, bă, la voi cum este? Da. La noi este în felul următor, o firmă poate să-și deducă sponsorizarea în felul următor. Ei plătesc, toată lumea știe că o firmă plătește 16% din impozitul, din profit plătește impozit. Da. Adică dacă tu faci 100.000 de euro profit, tu trebuie să... cât ești? Stai să mai zic o dată. Că dai 16.000 la stat. 16.000 la stat. Niște sume, dai la stat. Tai asta? Că după nu, aia... nu tăiem nimic. Deci n-are importanță. Francesca e cu matematica. E cu matematica. Asta, bun, e 16%. Vorbim povești. Bun. Vorbim povești. Acum am intrat în celelalte. Cifre exact. Deci bun. Nu trebuie să te concentrezi. 16%. Cifrele exacte, vorbim de principiu. Bun. Din ăștia 16%, 20% poți să mi dai... Lunar Obermeier sau okay, dacă la clubul sportiv. O hârtie? Contract de sponsorizare. Nu, se deduce prin contract de sponsorizare. Deci nu, e formular. Okay. Este povestea asta sau mai este 0,5 la mie din cifra de afacere. Acolo depinde exact cum e poziționată firma ta, dacă e micro, macro, mă rog, e important. Dar legea este foarte bună și eu, de exemplu, mă aștept ca acum, în 2023, toate firmele să știe de lucrul ăsta și să îi folosească. Da. Dar adică nu e... se folosesc la modul că ei își fac reclamă pe gratis, nu? Pentru că tu banii ei de dai la stat și decât să-i dai la stat, ar trebui să te rogi de un pilot. Bă, te rog eu, vină cu acea, dă-mi formularul că... Te rog eu, dă-mi formularul că decât să dau banii la stat, scrie și pe mașina ta 10 Vasile SRL sau... N-are importanță, primesc ceva de niște bani pe care i-aș fi aruncat oricum. Adică, nu știu dacă... Sunt foarte mulți oameni care consideră că dacă banii se duc la stat, statul face ceva bun cu ei. Nu cred că sunt foarte mulți, dar poate că sunt. Ăia nu-s clienții noștri. Da. Oamenii care consideră că beneficiază de niște expunere în campionatul național. Nu vorbim de că te duci tu prin Europa și așa, că poate nici n-au target să-și facă reclamă în Polonia. Că nu vine ăla din Polonia să-i cumpere șezlongul lui pe care îl vinde el aici. Nu știu, îți dau un exemplu, știi? Da. Dar... cel puțin campionatul românesc, pentru simplu fapt că semnezi și ștampilezi niște hârtii, ai un beneficiu. Da. Și acum de asta zic, acolo cred că e o pâine de mâncat, știi? Da, asta da, se întâmplă și, ți-am zis, majoritatea firmelor știu de lucrul ăsta și au ei fiecare, pentru că genul ăsta de sponsorizare poți să-l faci și la o asociație pentru care se ocupă de bolnavi. Bineînțeles, da. Și cu Crucea toate, Roșie, cu toată exemplu, inima. Sau adică, smurt, sau exact, divers. E foarte bine, dar să se întâmple ceva cu banii aia. Asta e cel mai important. Să nu, rămână... nu trebuie să-i dai lui Norber Maior sau lui Daniel. Da, nu. Că poți să faci asta, poți să dai și la presă dacă vrei. Da, sau da. Orice entitate din asta non-profit poate să beneficieze de lucrul ăsta. Dar e important ca fiecare să se uite ce au
la dispoziție, ce plătesc la stat și să facă ceva cu banii ăștia, pentru că sunt o grămadă de alte lucruri care te fac să te simți bine pe tine. Adică dacă vorbești despre tine sau vrei să te simți bine, fă lucrul ăsta. Pentru că nu ai scos banii din buzunar și ai dat la niște copii. Ai dat la oricine, ai dat unui sportiv care face performanță. Da. Foarte bine. E tenismen, un lucru pe care, rotător, pe care l-ai știu, făcut pro bono, fără să te coste nimic și l-ai făcut bine. Și îți dă și un sentiment de împlinire, știi? Că e exact ca și când, nu știu, faci o chestie de asta umanitară. Și, bă, am ajutat pe oamenii ăia, eu sunt mulțumit cu mine, dorm niște noapte, am făcut niște chestii, nu sunt pe pământul ăsta, țin umbră degeaba și e un lucru foarte bun. Exact. Timpul nostru a expirat, din păcate. Deja? Băi, da, zi-mă, Marius, se mai avem? Deci, cam ăsta e timpul de podcast, dar eu am niște întrebări aici. Pe lângă faptul... Bine, le răspundem o secundă, da sau nu? Nu. Băi, eu am postat aici și am zis că facem podcast și... Ai pus și cine a postat asta? Nu știu. Tu? La mine? Da. Le văd acum, da, eu mai fac și... Știu, mă uitam la tine și postam așa, fără să mă uit. Vezi ce înseamnă, faci de toate. Vezi limba română, nu matematică. Da, le-am pus oamenilor aici să ne întrebe lucruri. Mamă, Ior, bă, se întâmplă niște lucruri cu Instagram-ul pe care mă depășesc efectiv și pe mine. Vârsta tat, ce să facem? Nu mai mi-arată nici ăsta, e tot împotriva noastră. Dar noi dăm niște... Avem niște vouchere în parteneriat cu OMV de combustibil. Vreau și eu. Îți dau. Și am zis, băi, hai să le dăm și oamenilor ceva. Mi se știe că mi s-a prins becul chiar când am făcut dreapta. Aici mi s-a prins becul, păi cum, dacă ai OMV și dacă fac ai OMV sponsor, nu ai card ăla și dai cu el și... Ba da, îți dai. Ai, nu? Da. Nelimitat, nu? Facem da, cinste aici, da. Da, toată lumea. Așa, și am zis, băi, hai să și premiem oamenii, adică pentru faptul că se uită la podcast, să aibă șansa să câștige niște vouchere de combustibil. Perfect. Punem niște întrebări și cine răspunde corect primul la întrebare, în mod normal câștiga două vouchere de combustibil, adică 100 de lei. Dar pentru că tu ești un invitat special și pentru că e un rezultat fantastic, o să dăm 4 vouchere la podcastul ăsta, deci 200 de lei. Și o să alegem una dintre întrebări care va fi întrebarea premiată. Eu o să spun întrebările, tu răspunzi și le zic și oamenilor să vedem ce răspund și ei. Bun. Deci, avem o întrebare de la Sergiu Bud, okay. Dacă îl cunoști sau nu, n-are importanță. Ce se întâmplă după un accident? Se schimbă mașina? Se descalifică? Mulțumesc! Depinde, adică dacă faci un accident în timpul cursei și se rupe ceva, o roată, mașina nu mai poate continua, nu mai poate până continua la final, abandonezi, nu te descalifică nimeni, numai nu mai poți să ajungi la final și la evident, cu service. Depinde ce tip de accident e, că de exemplu dacă lovești caroseria foarte tare sau se strâmbă rollbarul sau așa, mașina aia este, să zicem, daună. Daună totală. Da, și trebuie altă caroserie. Și păi, ei ce mai bun de pe ea, că ce a rămas motorul, da. Că a rămas suspensie, aia, roți, și restul scaune. Completezi. Ce s-a stricat. Ce s-a stricat, completezi. Ce s-a stricat, schimb. Deci ce se întâmplă după un accident? Se schimbă mașina. Se schimbă mașina în cazul în care... Sau cum am fost noi în Cehia, de exemplu, ne-am lovit la teste destul de tare mașina, în august cred că a fost. Era o zi la dispoziție să se repare mașina și echipa a decis să nu riște să facă pe repede înainte totul și să existe posibilitatea să fie ceva ce n-au văzut și au adus o altă mașină și noi în curs am luat startul cu o altă mașină. Ai voie să faci asta oare? Adică dacă faci la teste, da. Adică okay. Dacă în timpul competiției, nu. N-ai când voie a început, când ai trecut de verificările tehnice, okay. E gata, n-ai voie să schimbi mașina, da. N-ai voie să schimbi motorul, nu ai voie. Bun. Există, acum asta e o întrebare de la mine. Da. Ai un buget de daune totale? Avem un... Ideal ar fi să avem un buget, dar de fapt ce se întâmplă? Noi ne gândim că s-ar putea să se întâmple lucrul ăsta. Mașina noastră este asigurată, okay. Cel puțin în campionatul european. În campionatul național vedem noi cum, okay. Cum facem în funcție de buget, dar în campionatul european n-a existat să mergem fără asigurare. Okay. Noi plătim o primă de asigurare la fiecare etapă de câteva mii de euro, nu foarte mult, pentru că depinde foarte mult și de pilot. Adică dacă tu ești un pilot care dai multe daune, atunci plătești mai mult. Deci asigurarea te știe.
Sau, adică tariful pe care ți-l dă asiguratorul e în funcție de cine ești tu. De el, cine ești deci tu, nu exact. E un tarif, băi, vii, e 2000 pe etapă, că nu. Ești Daniel sau Norbert, tot 2000. Nu, că okay. Poate Daniel anul trecut a dat 5 daune și Norbert n-a dat niciuna. Ok. Daniel o să plătească bine tot. Clar, normal, riscul e mare. Anul viitor, da. Da. După care, avem asigurarea asta dacă cumva dăm o daună la raliu, pentru că, uite, noi, de exemplu, îmi dă la teste și asigurarea nu era în vigoare. Dacă dai o daună la raliu, noi avem o franșiză pe care o negociez cu fiecare, la fiecare raliu, cu fiecare... De exemplu, la noi era undeva la, nu știu, între 10 și 15 mii de euro franșiza. Asta înseamnă că dacă tu dădeai daună mare, tu plăteai franșiza aia și după aia nu mai era treaba ta. Dacă dauna era sub franșiza asta 10-15, atunci nu avea sens să-ți folosești asigurarea. Corect, da, și o reparai tu, da, sau, da. Îți plăteai tu daunele. Cam așa funcționează. Deci tu practic totuși ești un pic asigurat, că nu, dacă dai o daună totală, mașina costă 100 de mii, nu e ca și cum e la noroc, buzunar, 70, 80 de mii, poate costă 100 de mii și atunci s-a terminat sezonul pentru tine acolo. Nu. Riscul există, dar este un risc asumat. Adică știm că dacă dăm o daună, maxim este 15 mii. Okay. Minim okay. Poate să fie mai puțin. Deci asigurarea asta ajută foarte mult și din punct de vedere mental, că asta zic, ai un confort cumva, nu? Ai un confort, adică poți să mergi tare, că zici, bă, stai mă puțin, că nu e chiar sfârșitul lumii dacă lovezi mașina. Da, dacă se face pe toate părțile și motor și cutie, nu. Pe care dacă faci o greșeală când nu ai asigurare, de exemplu cum mergem noi la unele etape în România, atunci trebuie să ții cont de lucrul ăsta. Ok. Deci contează chestia asta. Contează la șofat. Contează la șofat. Știi. Și contează și cu cât crești, cu cât ești mai bătrân, cu atât contează mai mult. Mm-hmm. Pentru că te gândești că s-ar putea să fie greu când se întâmplă lucrul ăsta. Okay. Când ești mic, nu te gândești. Mai ales încă un avantaj. Hai că revenim la început. Da, încă un avantaj că te dai cu Sandero. O caroserie de Sandero sau Logano e din dezmembrări cu câteva mii de lei. Da. Oamenii trebuie să înțeleagă cum, adică să, și eu aș vrea să am F40, mașina mea, înțeleg, să nu fie Silvia, să am un F40, biturbo, îi pui și turbine mai mari, înțeleg, și dăm drumul la treabă, că exact. Toată lumea vrea să fie șmechere. Că e mișto atunci. Nu e, adică nu e niciunul care să zică, băi, eu vreau să mă dau cu 106, mă, eu am milioane, dar eu cu 106, da, știi? Da. Nu, important este să te dai cu cât mai puțin bani, important este să-ți permiți să fie ieftin și să... Te dai relaxat, înțelegi? Nu să te dai stresat, exact cum ziceai, mă dau cu asta de VRC, mamă, gen Băldescu style, you know, Băldescu style. Și mergi încet pentru că știi că e nasol dacă se întâmplă. Da, cu linia dreaptă rupem și pe viraj o luăm încet, să nu cumva se întâmple ceva, că asta e. Bun. Acum ne întreabă Iamarian X, vei face pasul către un Rally 2 în campionatul național? Asta e un pic prea de vreme. Încercăm. Întrebat-o? Nu, un pic prea de vreme să să știm lucrul ăsta, ne dorim. Adică noi acum am bifat un obiectiv important. Dacă mă întrebai acum o lună, ziceam, lasă-mă să încerc să câștig campionatul ăsta european și după aia vorbim. Acum am bifat lucrul ăsta și o să începem să ne gândim la ce facem și în campionatul național. Încercăm să facem și noi pasul ăsta, dar încă nu știu. Sper la începutul anului să avem câteva confirmări și ar fi drăguț. Mie mi-ar plăcea sincer că știi cum e, tot timpul a fost ideea asta că mamă, dacă se urcă Norbert un R5, ce face? Norbert trebuie să urce întâi într-un R5 și să vadă cum merg lucrurile acolo, pentru că Norbert a văzut și alții talentați care s-au urcat în mașini bune și nu era ca și cum au rupt norii, pentru că te urci într-o mașină care costă 100 de mii, dintr-o mașină care costă 100 viața de mii, cumva, stai te urci într-o mașină care costă 300. Da. Și așa și cu 106. Mergeai tare cu 106 că știai că o caroserie costă atât. Deci de-aia trebuie un pic, depinde foarte mult, sportul ăsta e foarte complex și dacă ajungi la nivelul să-l înțelegi cu adevărat și tot ce înseamnă lucrurile de lângă, costuri, oameni care te ajută, adică sunt niște lucruri de care trebuie să ții cont. Și trebuie să-l vedem pe Norbert în momentul când are responsabilitățile și mai mari,
care pe umeri, o mașină care e mult mai scumpă și orice mică daună costă foarte schimbă mult. Trebuie să vedem dacă Norbert mai poate să meargă așa. Poate că mai poate să meargă așa, da? Trebuie să vedem. Deci de asta trebuie să o luăm pas cu pas și tot timpul am zis o să mă urc într-un R5 în momentul în care voi fi sigur că pot să rup o roată și să nu o să plâng după chestia asta. Ok. Pentru că să te bucuri la adevărata valoare a mașinii. Rost. Na, că nu te bucuri și te dai crispat și mă dau cu R5 și uite, îmi face lumea poze, mamă ce tare, e Norbert care e R5. Dar eu după ce iau startul zic... În sufletul meu nu mai e plăcere și nu e fericire și nu are rost. Astea sunt, cum să spun, niște lucruri pe care oamenii nu le știu, nu le văd așa. Oamenii se uită superficial, că e și normal să se uită superficial și nu trebuie să se încarce cu toate problemele astea, dar trebuie să ia în calcul. Am avut o zi proastă. Adică se poate chestia asta, știi? Merg la niște băieți în Grecia care au o vorbă și zic așa. Și maimuțele cad din copac. Bă, dacă alea care merg numai din cad, oricine poate să facă greșească. Și eu mai am o vorbă și zic, bă, Sena a murit în accident de mașină. Deci, ce să, adică ăla care era șeful șefilor, da. Se poate întâmpla. Nu e o chestie garantată. Nu e o chestie... Da, mă, vine... Norbert e bun, mă. Haide, mă, vin încoace. Bate-i pe aia. Stai, frate, un pic așa, că nu chiar așa, știi, n-am da. Părere despre diferențele de organizare între raliurile de afară și cele din țară. Să știi că aici o să dau un răspuns foarte surprinzător, dar fac și ei greșelile lor și fac multe, multe greșeli. Adică, ok, pe alocuri și la noi în România sunt niște raliuri mai bune, ca și locații, ca și organizare, și raliuri mai proaste. Sau mai puțin bune, că proaste nu sunt. Adică, să zicem că cel mai rău raliu la care am mers în campionatul european din punct de vedere organizatoric este mai rău decât cel mai rău raliu de al nostru. Ok. Adică, deci răul lor e mai rău ca al nostru. E mai rău ca al nostru, da. După care cel mai bun, da, e mai bun ca cel mai bun al nostru. Dar diferențele nu sunt extrem de mari. Și asta cumva mă face să fiu mândru de lucrul ăsta, pentru că și acolo depinde foarte mult de cine organizează, de ce bugete au și cum le iese. Că poate că e un raliu super mișto, dar plouă de joi până duminică și atunci... Oricât, nu o să mai fie atâția oameni care apar în poze și fac atmosferă, nu o să mai fie aceeași viteză, aceleași cadre spectaculoase. Deci sunt lucruri de care trebuie să ții cont, dar după experiența pe care am avut-o, pot să zic că suntem bine în România, se poate și mai bine, se poate mult mai bine în România. Pe toate planurile, că vorbim de promovare, că vorbim de securitate, că vorbim, se poate mult mai bine, dar... Nu contest, doar că din punctul meu de vedere, noi suntem cu vreo 50-60 de ani în urma lor, că noi am avut comunism, pot să spun că, să zicem că pe vremea comunismului era mai mult motorsport decât a fost într-o perioadă ulterioară, dar totuși, democrația și așa, adică avem avantajul că putem să luăm de la ei, putem să ne inspirăm, putem să vedem cum fac ei. Din punct de vedere financiar, noi ca țară nu ne apropiem de niciuna din țările astea și atunci nu trebuie să comparăm mere cu mere, nu mere cu pere, că nu avem nici atâția piloți, nici atâtea campionate, nici atâtea mașini, nici atâția oameni pasionați, adică mergem la un track day și avem 20 de mașini, aia au 400. Nu ne comparăm, da? Deci nivelul e mult mai mic și cu toate astea ținem capul sus. Da, exact, tu ai făcut o comparație foarte bună. Dacă compari asta cu oamenii care vin, sportivii, pasionații, versus nivelul care li se oferă lor ăștora 20 sau cât ori fi, versus 400, trebuie să luăm toate lucrurile în calcul. Suntem bine, da. Ok. Ne întreabă Matei Ghiban cum a făcut balansul între școală, facultate și curse. Cum te-ai descurcat cu toate? Mai puțină școală, mai multe curse, nu? Până la un anumit punct, pentru că eu încă în liceu puteam să gestionez bine lucrul ăsta, chiar... Am luat bacul cu 9, cred, 8, 90, 9, ceva de genul. Și n-am făcut, am făcut real, adică matematică, română. Te-au înțeles, profesorii le-ai spus, știau cu ce te ocupi? Da, știau cu ce mă ocup. Unii înțelegeau, alții, normal, ca și în orice școală. Ca fiecare profesor care își ține la materialul, să zicem. Exact, alții nu înțelegeau. Deci, în momentul ăla, pentru că încă eram la început, adică, ok, aveam
5-6 curse pe an, 7 curse și cam atât. După care, când după BAC, eu am intrat la facultate, am intrat la facultate de marketing, am vrut să fac în Cluj. Primul an a fost în continuare, a fost ok, deja începea să fie greu, dar după aia n-am mai avut nicio șansă. Al doilea an, foarte greu, nu mai ajungeam la examene, că eram la curse. Era curs acum. Adică degeaba mergeam eu, da, degeaba că mergeam eu la ore. Aveai prezență, da. Da, că nu ajungeam la examene și nu s-a pus niciodată problema că nu merg la raliu, că merg la examen. Nu. Ok. Nu s-a pus problema asta pentru că a fost alegerea mea, a fost un lucru în care eu credeam. Și te-au susținut și părinții. Și m-au susținut și părinții, da. Să ai niște părinți care spun, du-te bă cu prostiile tale, cu cursele tale, da. Acolo și la facultate, pe ce faci mai? Asta n-aș putea să zic că o recomand. Asta a fost pur, e o chestie pur subiectivă, n-aș recomanda să facă și alții chestia asta, dar eu am crezut foarte mult în sportul ăsta și în cariera mea. După care eu am zis așa, acum suntem bine cu cursele, mergem înainte, evoluăm, suntem pe o pantă ascendentă, aș putea să fac asta, facultatea, când se desumflă un pic, când se desumflă un pic cariera, atunci pot să ai timp de facultate. Continui și facultatea și să o iau de acolo. Bineînțeles. E ok, adică da. Se poate. Nu te ceartă nimeni că ești mai în vârstă la facultate. Genul. Da, nu e nicio problemă. Nu râde nimeni de tine. Iau-te repetent. Da, asta a fost. Iau-te repetent. Asta a fost o alegere, după care să sperăm că a fost bună. Momentan e o alegere corectă. Mul avem pe Doca Vasile, care a avut clasa nouă de 4 ore. Dar nu contează. Păi zici numele real sau? Da. Doca Vasile, fratele meu. Când nu venea la școală, luam eu 4 în locul lui. Cum te numești? Că era clasa nouă, nu știau profesorii, știi? Cum te numești? Doca Vasile. 4, stai jos. Și atunci pe tine nu te mai asculta. Nu dai seama că eu scăpam. Dar uite, pe asta nu știam. Se mai întâmplă. Am putea avea un traseu pentru VRC în România? Petru Sebi ne întreabă. Am avea potențial? Da, ca și traseu, da. Clar trebuie să lucrăm la două aspecte, pentru că n-am mers niciodată în VRC, am mers în RC. De aia am zis că suntem bine. Dar în VRC, pe lângă trasee pe care am putea să le avem, că avem locații bune, avem Brașov, avem Iași, avem Cluj. Transfăgărășanu e nebunită cu Transfăgărășanu. Da. Adică avem posibilitatea din punct de vedere al traseului. Ok. Dar încă avem mult de lucru la partea de cultură, pentru că de aici provine totul. Îți trebuie foarte mulți bani. Da. Eu sunt convins că dacă noi am face o etapă de VRC în România, am avea public. Pentru că e o chestie, da. O chestie unică. E ca și cum am avea noi un circuit de Formula 1. Da. 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 Eu cred că ar fi plin și la noi. Că vezi cu tu pe acolo 400 de mii. Dacă ar fi aici lângă București un circuit de Formula 1, eu sunt convins că ar fi plin ca și la celelalte. Da. Și cred că și la VRC s-ar întâmpla lucrurile astea, dar e exact ca și povestea noastră, care nimeni nu prea credea. Eu cred că același lucru se întâmplă și, și la nivel de organizare. Cine? Vrei tu România să faci VRC? Păi ce te recomandă pe tine? Ce? Trebuie să lucrăm un pic să luăm mai de jos. Adică, uite, să ai rezultate, să te vadă lumea, să știe că tu ai un campionat bun. Să faci lucrurile... Niște piloți aici care exact, să faci toți. Lucrurile de jos, astfel încât oamenii aia să zică, bă, dar... Ăștia au ceva, vedem. Că și piloți au și raliuri bune, un raliu european, poate nu-l faci VRC din prima. Da. Ce s-a mai încercat? Să faci pas cu pas și cu siguranță ca și potențial, nu avem nimic în minus. Cum noi ca și sportivi nu avem nimic în minus față de ceilalți cu tradiții, Suedia, Norvegia, Italia, Spania, nu avem nimic. Doar trebuie să ne concentrăm să ajungem acolo. Așa și la nivel de organizare. Avem și noi oameni competenți care știu să facă raliuri, care au făcut raliuri în trecut. Da. Am putea avea, că și noi avem guverne și tot avem felul și de chestii. Avem și experiență, că organizăm raliuri fonduri, de o grămadă de timp, adică nu e o chestie. Da, adică și fonduri, am avea de toate. Numai trebuie să se facă lucrurile de bază și pe asta se vrea. Să fie cineva să zică, bă, eu vreau să am VRC în România. Da. Ok. Înainte să spun ultima întrebare de la urmăritori, îți spun întrebarea la care vreau să-mi răspunzi după ce spun întrebarea asta, ca să avem un pic de timp să ne răspundă oamenii
Cu ce mașină merge Norbert Maior? Asta e întrebarea care va fi în viața de zi de zi, la asta mă refer. Mașina ta de stradă, care te deplasezi din punctul A în punctul B, îmi răspunzi după întrebare și asta este cine ghicește, sau nu știu, poate cine te cunoaște sau așa, cine ghicește marcă și model, nu mă interesează neapărat motorizare și nici ce suspensie are pe ea, câștigă cele patru vouchere de la OMV. Și poți să dau un indiciu sau nu zic nimic? Momentan îi mai lăsăm un pic, îi văd materialul și acum... Știi? Îți dai seama, comentează. Mamă, ce mașină are? Are 106 Norbert Maior, scriu acolo. Pe jos 106. Ce poate să fie? Și poți da mai multe comentarii ca să am mai multe șanse de câștig. Și acum spun întrebarea și acum spun întrebarea roșie. Du-du-dum. Dar nu semen. Nu semen, dar aduc. Cum a făcut? Dacă îți dai șapca jos ceva. Cum a făcut ca ACR să fie de acord să participe și în campionatul național organizat de FRAS? Asta e o întrebare de la Ioan Palamidiala. Palamadiala. Sper că nu i-am greșit numele, că vin cu mielul. Da, am da? Înțeles. Ai înțeles? Deci da. Cum ai făcut? Nu știu exact cum am făcut, în sensul în care eu niciodată nu m-am băgat în lucrurile astea și niciodată n-am fost curios să aflu niște lucruri care nu țin de mine. Okay. Pentru că, nu știu dacă pare egoist sau nu, pe mine m-a interesat foarte mult de mine de tine. Și de Corect. Ceea ce fac eu. Okay. Și când a trebuit să merg în campionatul, în campionatele de afară, am zis, bă, ok, noi acum ce facem? De la cine trebuie să luăm licență? De la ACR. Bună ziua, vreau și o licență. Bună ziua, vreau și o licență, că da. Am auzit că de la dumneavoastră trebuie da. Să luăm licență. Da, după uitați care, aici, licență. Bun, da, salut, la revedere. După care vrem să mergem în România, în campionatul raliuri. Unde mergem în România? Păi în campionatul de raliuri... De la FRAS. Da, de la FRAS. Și am mers în campionatul de raliuri de la FRAS. Deci nu a fost cum sau din ce nu motiv... Nu s-au dat telefoane, nu s-au tras fori, nu s-au pus nu, bețe nu în roate, nu s-au tras nimic. Fori și eu cred că lucrul ăsta ajută, că tot timpul ne-am văzut de treabă și ne-am intrat în polemici, polemici da, să discuții, vorbim de rău de ăla, să ne dăm cu corect. Părerea și nici acum nu facem asta. Da. Am mers acolo, toată lumea ne-a ajutat și au fost de partea noastră și ACR și FRAS, adică tot timpul au fost proactivi. FRAS chiar... A făcut eforturi să ne ajute și să contribuie cât s-a putut financiar. A fost o parte mică din bugetul nostru. La nivelul nostru. Dar adică, sperăm, asta a fost speranța mea tot timpul, ca lucrurile astea să crească. Să reușim și de la Ministerul, acum Agenția Națională pentru Sport, să încercăm să primim și de acolo susținere, pentru că mulți sportivi de performanță primesc susținere de acolo, chiar dacă noi... facem automobilism, dar e tot un sport, e tot la fel ca orice alt sport, a venit o mică susținere de acolo, sperăm să o facem să conteze. În viitor, susținerea era chiar să conteze, să fie un procent important, măcar, nu știu, să fie 30%. Da. Ceea ce ar fi foarte, foarte bine pentru noi, deci de aia încercăm, practic, să ne urmărim destinația, să ne urmărim visul și să vedem cine ar putea să ne ajute și să fie lângă noi în proiectele pe care le avem. Deci mai e loc de sponsor pe mașină, nu? Este adică tot timpul. Este tot timpul. Deci nu ești, să nu creadă oamenii că dacă au și ei un formular din așa și ar da și ei niște bani să-și facă reclamă pe mașina ta, nu se poate. Deci e loc, da? Este loc, tot timpul. Bun. Răspunde la întrebarea cu mașina personală și încheiem. Să zic direct acum ce mașină? Zic cum vrei tu. Păi vreau să dau indiciu, dar acum nu cred că... Poți nu să cred dai că și are... indiciu, n-am nicio problemă. Ideea e că voiam să zic atunci că sunt două... Sunt de fapt trei situații în care ar putea să ghicească. Okay. Cineva să mă cunoască, okay. Să fie din anturajul meu, păi, cineva să zică la mișto. Ok. Și a treia variantă... Așa proastă e mașina? Să zică la mișto și să o nimerească? Da, și a treia variantă să n-aibă cum, adică să nu ghicească sub nicio formă, bă, pentru cred. Că eu acum nu știu dacă m-ai văzut, am venit nu cu, te-am văzut, nu știu. Eu nu știu un ce Logan Diesel din 2014. Asta este mașina mea cu care... Dacia Logan. Dacia okay. Logan are 300 și ceva de mii de kilometri. Are ceva. Ai făcut motorul vreodată? Nu. Este absolut perfectă. Ok. Poate că am și un avantaj. Pe lângă faptul că tot timpul am preferat și... Cât am zis tot timpul, cât timp sunt tânăr și am aspirații, toți banii, chit că-s de la sponsor, chit că sunt ai mei și așa, da. Merg către motorsport. Că dacă eu am o mașină care să mă ducă din punctul A în punctul B și care nu se strică, okay.
plăcerile mele adrenalinistice, le iau de acolo. Le iau de acolo. Mașina asta nu s-a stricat niciodată. Câteodată, nu știu, aștept să se întâmple ceva. Ieftină, și dacă se strică ieftină, după care evident că mi-ar plăcea și la un dat probabil că se va întâmpla să fac un upgrade, că deja este la a doua tinerețe mașina asta, dar eu sunt super mulțumit. Momentan este mașina care merg zi de zi și foarte de asta zic... Consumă puțin, piese ieftine, n-ai nevoie de consumă, altceva. Da, puțin, foarte puțin consumă. Dar bine, merge și cu Max Motion. Da-ia. Bun, eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp. Sper să mai avem ocazia să te mai invităm la episoade, să mai filmăm, să facem tot felul de nebunică. Tu știi că noi am mai filmat cu tine acolo la OMV în Tirola și mă bucur că am făcut-o. Ce să zic, succes pe mai departe. Ține-o tot așa, nu te schimba, că e perfect așa cum ești. Și să dea Domnul să ajungi unde-ți dorești și să ne mândrim cu tine, adică să ne facem tricouri cu fața ta și da, mă, frate, uite, e campion mondial. Ești nebun, i-a bătut pe aia și acum, după ce a terminat cu VRC-ul, s-a dus la drift, ca să-i bată și pe aia la drift și după drift, probabil, să zice NASCAR, că nu ai mai avut oameni care din campionatul național de raliuri au ajuns în NASCAR. Și Formula 1, adică nu e nimic prea puțin sau nu e nimic de neatins, din punctul meu de vedere, pentru tine. Să vă țină Dumnezeu uniți ca și echipaj alături de sora ta și poate să avem și pe ea la un podcast să auzim și părerea ei, de ce nu e și ea pilot, de ce îi convine cu matematica asta așa de mult și partea de copiloțeală și care sunt satisfacțiile ei când câștigați o cursă, chiar dacă nu e ea la volan, știi, dar contribuie și ea foarte mult la rezultate. Și să ne vedem sănătoși, ce să zic, îți mulțumesc că ai, încă o dată îți mulțumesc că ai acceptat, îi mulțumesc OMV-ului că ne susține pe toată chestia asta să o facem și sper că mulți copii vor vedea și îi va ajuta ce le-ai spus aici, că se poate și că nu întotdeauna ai nevoie de manevre, de relații, de combinații ca să se întâmple lucrurile, știi? Poate te cred, știi, și merg în direcția. Îți mulțumesc. Da, și eu vreau să zic că mulțumesc, vreau să... Îmi cer iertare că am întârziat, asta nu este... Nu e nicio problemă, mă, frate, noi avem bugetate astea ca și daunele, avem asigurare. Am înțeles. Cu asta am vrut să încep, dar m-ai luat prea tare cu multe întrebări, m-am gândit la toate și am uitat. Și eu vreau să mulțumesc OMV-ului pentru că este unul dintre partenerii noștri principali care ne ajută și ne susțin acolo, au fost cu noi și în Ungaria și la toate etapele. Mulțumesc și eu că m-ai invitat. Momentan nu m-a invitat nimeni la podcast. Deci uite, e liber, omul vrea la podcast. Da, eu vreau la podcast, pentru că sunt un mare fan. Da. Mă uit la podcasturi pe internet când am timp. Da. Daniel când mi-a scris, am fost perfect, gata. Am reușit, ajută și titlul ăsta, vezi? Mă duc la... te-am invitat pe baza titlului. Da, stai seama că glumesc. Ți-am zis, vreau de mult și mai sunt mulți oameni pe care vreau să-i invit, adică să nu credeți că n-am nimic cu nimeni, Doamne ferește, vreau să vină toată lumea și să zică părerea aici. Eu consider că oamenii pe care îi invit la podcasturi sau oamenii cu care îi filmez sunt colecția mea de mașinuțe. Înțelegi? Colecția mea de mașinuțe și când îmi prezint colecția de mașinuțe, nu mă fac de râs. Perfect. Deci oamenii care sunt invitați mă reprezintă, se asociază cu mine, din punctul meu de vedere, poate ei nu o fac și sunt liber să o facă, dar e vorba de portofoliu meu, știi? Și atunci vreau cu mulți, vreau cu oameni de calitate, vreau să le transmitem tinerilor că asta e direcția în care trebuie să meargă și uite că e bine și uite că se poate ajunge la rezultate și odată cu rezultatele vin și restul de lucruri. Ce să zic? E bine, continuăm, îi dăm înainte, n-avem decât de câștigat din punctul meu de vedere de aici încolo. Noi, ca țară, ca oameni, pentru că avem după cine să ne inspirăm și uite că îi și batem pe băieții ăștia. Nu sunt niște extraterestri cum erau aia de la Real Madrid, știi? Chiar nu sunt. Exact. Oameni ca și noi și se poate, e loc. Hai să e facem loc cu toții bine, că asta e cel mai important. Mersi frumos, gata, Marius, hai că am făcut și două ore, vorba aia.